Primarul comunii va lăsa cărtățiaș și Măicianu Gheorghe, având în vedere prevederea articolul 134 al meatului de la Adin, urgent 57-2019, cod administrativ. Așa, se convoacă Consiliul Local al Comunii Valea Seacă și în ședință ordinară pentru data 26-11-2019, de nou la sediul primăriei Comunii Valea Seacă Județul Iași, cu următoarele ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019. 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al primăriei Comunii Valea Seacă Județul Iași. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Valea Seacă pentru anul 2020. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului privind planul de amenajament pastoral al Comunei Valea Seacă de Fiaș. 5. Proiect de hotărâre privind pentru asigurarea suportului IT în vederea organizării și dezvoltării sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei soluția ESCIM. 6. Proiect de hotărâre privind pentru asigurarea suportului IT în vederea organizării monitor oficial local în format electronic. 7. Probleme curente. Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe baza Comunii Valea Seacă Județul Iași pentru anul școlar 2020-2021. Domn președinte, dacă înainte de a dat pune la vot, vreau să vă întreb de ce nu a fost supusă la comisii despre dezbaterii comisiilor de specialitate ultimul proiect? Deci prin informare. Dacă e informare, înseamnă că nu trebuie să votăm. Nu, dar nu votați. Este o informare. Mi se aduce la cunoștință. Proiectul nu e trimis la inspectorat, după ce primim aviz, după aia îl punem pe ordinea de zi și îl discutați. Este aici dacă... Eu am văzut de data asta. Ați văzut adresa? Am fost implicat. Ați văzut adresa? Da. Deci în baza adresei, uitați-vă, dacă nu aveți adresa, o dau acum, la... Da. Nu, avem și adresa, domnule. Aveți? Aveți și spune acolo? Am văzut. Da, după primirea avizului, spune că ordinea zi și discuți. Aveți. Îmi dai voie? Da. Îmi dai voie? Domnul Florescu, da. Da. Domnul secretar, dumneata susții, zic cu argumentul ăsta. Eu am și eu adresa de la către Consiliul Local și către primărie, către instituția primarului. Reglementările în vigoare sunt trecute aici. Poate n-ați citit bine ce scrie la final. Și dacă nu mai e, o dau o să citești ce scrie la final. Pe lângă această adresă la inspectorat, ați anexat un proiect de hotărâre. Și spune așa. Proiectul ăsta de hotărâri privind organizarea, reorganizarea. De fapt era privind planul de școlarizare. Că noi avem PPS-ul, planul de școlarizare. Și trimiterea vă face ultima frază din adresa inspectoratului. Deci este un proiect și spune așa. Dar și vă citești și inspectoratul. Ce spune? Proiectul de hotărâre va conține lista unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică, cu structurile arondate acestora, fără personalitate juridică, cu menținerea nivelurilor de învățământ pentru fiecare și unități de învățământ, particular noi avem, care își desfășoară activitate pe baza administrativ teritorială al comunii și va fi, înaintat inspectoratului școlar, însoțit de solicitarea pentru emiterea avizului conform. Și vorbește de proiect. Ați făcut corect proiect, dar nu proiect de organizare de organizare, că ăsta e ăla care îl aprobăm după ce primim avizul, este privind planul de școlarizare. Dar uitați, aveți un proiect, i-ați dat un număr de înregistrare, nu știu dacă l-ați semnat de legalitate, l-ați semnat de legalitate, dumneavoastră, și ați semnat de legalitate, văd așa. La acest proiect, v-am spus în titlul lui, aveți o inadvertență, vorbiți de organizare, dar de planul de școlarizare, dar când spuneți că hotărăște, ați formulat corect și atunci. Se aprobă planul de școlarizare. Dar nu-l votăm. Domnule. Domnule, ce spune adresa aici? Propunem privind organizarea, reorganizarea. Citiți tot, domnule, în adresă. După aia, luăm hotărâre. Să-ți mai citesc. Propune privind organizarea sau reorganizarea rețelei. Să-ți mai citesc. Propunem reorganizarea. Așa.
Conform, ascultați-mă, planul, deci știți ce se greșește la noi? 270. Domnul Roman, dacă îmi dați voi, o interpretare. Faceți proiectul de hotărâri. Nu. Dar ești, ai făcut deja proiectul de hotărâri, l-ai semnat de legalitate. Ce? Dar spune-mi ce ai semnat de legalitate? Proiectul de hotărâri. Privind ce? Organizarea, reorganizarea. Nu, planul de școlarizare. Nu scrie în adresă planul de școlarizare. Hai că citești unde scrie. Ai scris sus, așa, privind organizarea, reorganizarea. Da, ai citit numai prima parte, scuze-mă. Atât, dar o redat am citit, pe restul nu mai știu să scrie. Nu mai vrei. Zice așa, conform calendarului operațiunilor desfășurate de inspectoratele școlare, cu privire la rețeaua școlară și proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021, termenul limită pentru transmitere de către autoritățile publice locale a proiectelor de hotărâre a Consiliului Local privind planul de școlarizare și organizație însoțită de rapoarte motivate pe 11 decembrie. În concluzie, bă, o parte, s-o înțeles. Hotărârea Consiliului Local pentru organizarea rețelei școlare se emite după obținerea avizului conform emis de inspectoratul școlar. Aia este hotărârea organizării organizării. Scrie organizarea. Uite acolo, scrie... Mai scrie fi organizare, domnule. Hotărârea Consiliului Local pentru organizare. Domnul secretar, penultimul aliniat. Dar dacă aș trebui să mă știți convine. Nu. Și proiectul planului de școlarizare. Dar aici scrie, prin urmare, hotărârea Consiliului Local privind organizarea și reorganizarea, se emite după obținerea avizului. Aia e sus. Aia e prima parte. Face referire, dar în prealabil de obținerea avizului conform, când emiți hotărârii, ai mai făcut o hotărâre în care spui, se apropă planul de școlarizare. Da, a fost făcut, proiectul de hotărâre, a fost făcut în hotărâre, fără să avem asta. Toate că noi le-am trimis adresă, ei au venit în... Da, domnule, da, cu astea, fără astea, dacă îi s-acelești. Astea se trimit la inspectorat, proiectul... Spune-te, rog, ce ai avizat aici de legalitate? Îl considerăm proiect, că l-ai anexat la adresă. Îl considerăm sau... Asta o să arăt la inspectorat. Da, îl... Da, uite, domnule, domnul secretar, facem teoria chibritului. Ai adresă, ai proiect de hotărâri avizat de dumneata și ai anexată documentația. Dar acum înseamnă că ai dat semnătură înainte de a primi documentația? Nu, asta sunt doi termeni diferiți. În prima fază, până pe 11 decembrie, se aprobă planul de școlarizare, un proiect privind planul de școlarizare. Pe baza acestui plan de școlarizare și a aprobării noastre, se face solicitarea pentru emiterea avizului conform. Se primește avizul conform și după ce primește avizul conform, faci hotărârea de organizare a organizației. Sunt două chestii distincte. Și ce n-ai venit în atac cu proiectul ăla de hotărâre? Dar nu, ăla e dumneata, domnule. Trebuie să-i dat cu un proiect de hotărâre. Domnule, dacă ăla e dumneata, dar ăla e dumneata. Anul trecut nu ne-ai întrebat, dar anul ăsta ai semnat ceva de legalitate. Deci ai, te rog, ascultă, ai adresă, ai contrasemnare de legalitate și ai și documentația. Nu supui la vot? Nu. Nu. Hai cum să... Domnul Vici, haideți să punem la vot ordinea de zi. Cine este de acord cu ordinea de zi? Împotrivă? Abținere? Supunem la vot procesul verbal din ședința de 30.10.2019. Eu am ceva de întrebat. Da, mai are cineva ceva de întrebat legat de... Vreau să-l înțeleg pe domnul Roman. Nu mai mi-aduc aminte chiar exact cum o pot, dacă există veridicitatea celor notate aici. Doamna Viorica a făcut, cred că minuta și secretariatul ședinței de atunci. Spune așa, domnul Roman Valeriu spune că în următoarea ședință să se facă o reuniune a comisiilor. Da, cred că asta mi-aduc pentru a discuta regulamentul cu privire la atribuții Consiliului Local, dar în folosință concesionarea și conform legii așa, și spune așa. Domnul Roman Valeriu, aici vă întreb dumneavoastră, domnul Roman, să se stipuleze în regulament exact ce se discută în ședință și ce acte se trimit la prefectură, întrucât la prefectură ajung alte acte decât cele aprobate în Consiliul Local. Da, exact așa. Așa. De multe ori noi aprobăm. Eu n-am cerut să-mi justific. Ai spus lucrul ăsta, da? Nu, că eu apreciez ce ai spus, ca să mă înțelegi. Înapoi și ne vine cu totul și cu totul altceva decât
într-o singură virgulă sau scoți ceva din context, devine altceva. Da. Da? Dacă nu suntem atenți. Adică, din ce spui dumneavoastră aici, eu înțeleg, avem de-a face cu, eu știu, cu o abordare total contrară bunei practici. Ca și, vedeți, acum e același lucru care s-a întâmplat cu organizarea și reorganizarea trecerii. Am înțeles. Cum ești dumneavoastră a fost același lucru? Acum ce aducea? Se trimite. Inspectoratul ne trimite nou, nu? Noi o să venim acum și o să spunem în felul următor. Da, suntem de acord cu cine a spus în față, dar noi vrem plan de reorganizare a școlii din asta din, se discută după să susținem bani din Consiliu și să aibă personalitate. Da. Cine este de acord cu proiectul de parte din ședința trecută? Da. Domnul Lavor. Cine este pentru? Abține, împotrivă, unanimitate. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019. Îmi scrie la cuvânt. Domnul Radu, domnul Părescu, Calape, domnul Radu Arescu. Încă de la început, vreau să vă spun că raportul comisiei din care fac parte, buget finanțe, văzut dezbaterea aprinsă privind documentele care stau la baza acestei rectificări. Deci am stat de vorbă și cu domnul secretar, el le-a prezentat ce a venit de la finanțe, eu am spus că nu asta este foarte important pentru noi, important pentru noi unii se duc banii și dacă este o cheltuială care să fie, cum spune, se spune la lege, justificat. Am cerut de la domnul Miron, care a făcut și achiziția, documentele care au stat la baza plombării, deci nu mi le-a putut pune la dispoziție, drept pentru care comisia a votat cu un punct de vedere separat. A fost o notă. Radu Ioan și Agatiții Petri s-au opus din cauză că nu s-a prezentat documente justificative. Avizul pe ansamblul lui, pentru că comisia este formată din 5 membri, a fost favorabil. 3-2, vreau să atenționez colegii că această rectificare, dacă noi o facem așa cum e ea, fără a ni se prezenta documentele justificative pentru plombare, și m-am încărcat aici de hârtii și să arăt cum se face și cum ar trebui să se facă, că de fapt poate. Deci este flagrant împotriva legii și chiar pe noi ne poate pune în postura de a primi o amendă penală sau o închisoare de la un an până la 3 ani. Pentru că angajăm cheltuieli bugetare peste limita bugetară aprobată sau fără să avem sumele înainte de a ne propune această cheltuială. Și mai este tot în legea bugetului care a fost stipulată în proiectul de hotărâri, se spune că nicio cheltuială nu poate fi înscrisă, dacă nu are o bază legală. Și deci am considerat că nu este o bază legală, consider să vă aduc la cunoștință și dumneavoastră că nu este o bază legală, dar dacă domnul viceprimar ne aduce acum dosarul cu achiziția și caietul de sarcini și tot ceea ce a fost. Nu trebuie caiet de sarcini. Domnul primar, vreau să vă arăt un caiet de sarcini de pentru aceeași lucrare, dați eu vorbim dacă... Ca să fie clar că trebuie caiet de sarcini. Bine, dar eu vă demonstrez că 554 din 2002, citiți la ARI. Deci eu, asta e făcut, că e făcut luna trecută. Pentru că noi... Uite, luna trecută, acest proiect de caiet de sarcini. Copiul pe cel mai bun. Sfară. Domnul Mici, domnul primar are toată documentația, a fost la referat din necesitate. Dați referat. E domnul. Domnul primar, dar nu ești legislativ, nu poate fi domnul. Ia vedeți. Domnul consilier. Discuții legile. Ați scos legea 504. Dacă o aveți, nu e natat o să o aduc să vedem ce scrie la paragraful respectiv. Deci, pe sub asta s-o dat cu credințare de legă.
e super. Nu e problema încredințării, nu, nu fac obiectul discuției. Deci s-au făcut măsurători de către Echisam prima dată la luna mai. Și trebuia să vină dumnealor să execute lucrarea pe timpul cât a fost bun. Echisam în luna septembrie mi-a spus că nu mai poate onora lucrarea pentru că au lucrări mai mari, nu de două. Și Consiliul Local nu trebuia să știe că dumneavoastră a angajat o cheltuială fără să aveți bani în buget? Cum, de acolo n-am bani în buget. Am bani numai că-i transform din capitolul în altul. Domnule, deci mai bani în curs mâncarea cu încărime. Dar dacă pe un capitol nu ai bani, înseamnă că nu ai bani. Mă ascult un pic. Deci, ne-am consultat cu contabila și cu domnul viceprimar. Sunt în anumite capitoli bani care nu putem cheltui până la sfârșitul anului. De ce nu putem cheltui? V-am propus să luăm banii de acolo, să-i aducem să plătim lucrarea care am executat-o. Nu v-am cerut bani să-i aducem în altă parte. Dar nu e, domnul primar, dar nu este ce spuneți dumneavoastră, domnul consilier, ce face acolo? De ce nu îi explici domnul primar că nu poate să angajeze cheltuieli până nu are fondurile? El angajează, face contracte și nu are nici măcar. Nu, asta e pedepsă. Dar banii sunt, domnule. Domnule, sunt, dar în alt capitol, domnule. Dar eu văd din capitolul ăsta care nu putem să cheltuim. Ba putem, domnule, păi ce am cheltuit, că avem o școală la... Avem școala la copilii care este WC-ul de tip din epoca feudală și care nu am făcut nimic, așa din banii, zice, nu s-a luat dumneavoastră, sau autorităților publice locale. Banii de la WC-ul sunt acolo, 10 miliarde, domnule. Unii sunt acolo, eu vreau să fii WC-ul, domnule, nu acolo. Eu să fii WC-ul, dar dumneavoastră, dacă ai o firmă și ai dat faliment și nu vrei să execuți și care altul, ce faci în continuare? În continuare ce faci? Dar unde care? Vreau să altă firmă. Că dacă dai în judecată, dai 3 ani de zile și pierzi bani. Eu nu vreau să pierd bani. Eu, am dacă nu vrei să pierd bani, am făcut adresă de 3 ori către firma respectivă, așteptăm să ne vii ultima dată, nu vor să ne răspundă la adresa, nu am contractul cu altă firmă, asta este situația, domnule. Documente. Domnul președinte, pur și simplu nu înțeleg. Doi oameni spun că a executat o lucrare și are nevoie de bani. Și același putem spune că bani sunt, dacă sunt bani acolo, de ce mai solicită hotărârea noastră? Sunt în alte capitole, nu vă dați să pot cheltui până la sfârșitul anului. Îi pierde, nu că ți-i pierde eu de acolo și... Stați-o legal. Asta discuții trebuia să fie avut în aprilie, dacă m-ați spus că mai le-ai contactat pe Echisam. Uitați că e monitorizată discuția asta noastră. E foarte bine că e monitorizată. Păi cum poți să fi că am făcut o lucrare, am contactat executantul în mai și eu caut bani în noiembrie, când suntem acum. Am pus căruța înainte. Cailor. Dar e prima lucrare care execută în comuna Bălesănului? E mai grav. Se plătește după? Nu, domnule. Păi atunci? După ce? Cum? După ce? Nu te apuci din lucrare, până nu ai bani. Hai să ne înțelegem în românesc de ce faceți dumneavoastră, acum e politic. Deci dacă vrei să faci ceva în comună, nu ești lăsat de dacă vrei să faci două matale, pe iubana matale, în fața camerelor, spune că auzi să știm. Domnule, lucrarea este făcută, banii sunt, dumneavoastră trebuie să aprobați. Dacă vreți, dacă nu vreți, știi ce se întâmplă. Da. Exact cum domnul Roman, v-a plătit pe astea din urma dumneavoastră și al lui Boboc, așa cum eu am plătit lucrările care au rămas în urma domnului Roman și dumneavoastră, la anul o să plătiți lucrările care au fost acceptate mine. Dacă ești vinovat, răspunde. Eu, păi asta e, până una alta, haide să creăm o anchetă în sensul ăsta, de ce nu mă deranjează? Ședință pe comisie. Domnul președinte, a făcut stupoare, nu am locul, doar documente publici, poate să credeți le-am înainte de-aia. Deci, a făcut stupoare că există un caiet de sarcini, care nu au fost pus la dispoziția Consiliului Local asta. Dar dumneavoastră nu vă închipuiți. Când am făcut o plombare de două, decât prima dată a fost de 1.600.000, nu? Nu. După aceea 2 miliarde? Propunerea 2 miliarde 100, eu rămas la 1.900.000 și cât. Și mai știu 1.600.000. 190.000. Domnul, să nu credeți că am ceva cu dumneavoastră, dar vă spun un lucru, nu putem să vă girăm, să semnăm lucruri care pe noi ne complică. Ce dată are că ai trisat? 6-9. Păi dacă, și data are caietul de sarci. 6-9-2019, hai spun poate nu. Când e dar vă spun un lucru, un caiet de sarci, noi trebuie să avem o garanție, noi trebuie să știm cum oprim garanție. Noi nu suntem chiar, dacă noi suntem unitate de generație. Garanția este de 12 luni, ca așa să dau garanțiile da, la bombări. Corect.
Dar nu trebuie să... Nu. De când te-ai apucat tu din Tranoa ca să faci această lucrare? Consiliul local așa de tâmpin trebuie să știi cât costă. Unii și pui, de unii pui. Nu trebuie să diferiți și mai ales că este o persoană care deja a făcut o plângere penală în sensul ăsta și o filmat cum turnau Bender cu sigla. Ce vreți să ne puneți pe noi? În ce situație vreți să ne puneți pe noi? Băi, Ioan, hai să ne înțelegem. Le-o promis Viorica la primar ca să vă dau bani, să vă dă ine la anul ăsta, s-au apucat oamenii pe bună dreptate de făcut lucrări. Înțelegi? Acum am luat ordinul să-l dea bani și încercăm să-l scoatem de la asistență socială, de să rupem dincolo, să rupem din partea altă, să plătim o lucrare făcută în mai cu documentație din luna a noua, din septembrie. Asta e adevărul. Vreți să votați, votați, nu trebuie. Eu am înțeles că banii, lucrare plătită. Și mai înțelegi, asta e lucrare. Pe noi plătim cum te-ai apucat să faci lucrarea dacă ești că n-ai bani? Cum te-ai apucat? În mai și faci caiet de sarcină în luna septembrie. Cum ai putut să faci așa ceva? Stai. Ăsta-i trebuie pușcării. Nu-i nici o pușcărie. Nu-i pușcărie. Asfaltul de așa, l-am dus acasă. Deci asfaltul ăla plombării, deci da. Am făcut o sesiune de drumuri. Da, sunt de acord. Deci trebuia să lăsi drumul. Nu trebuia să faci legal. Soluții, fă-ți caiet de sarcină, fă-ți documentații. Păi caută-ți un executant, ai bani, ai aprobarea consiliului local, te apuci, nu te apuci. Așa ai făcut iluminatul ăsta stradal de 5 miliarde de lei și plătești în ziua de azi. Da, și am putea la probleme curente, chiar vreau să vă spun despre iluminatul stradal, că vreau etapa a doua. Da, mai vreau o dată. Decembrie, da, mai vreau o dată. Da, nu vreau să fie legal. Împreună, nu singur. Să fie legal. Nu ne împinge. Legal, nu vă împinge. Că n-am zis. Domnul Vici, după ce că ești în greșeala maximă, dumneavoastră spuneți că ați făcut un ascult acasă, dar noi trebuie să facem legal pe banii primăriei, domnule. Deci am făcut o expunere, cei care vrea să voteze, votează pe chelea lui, treaba lui. Deci nu spuneți că n-a știut. Mai este și dar m-am discutit. Deci, ultim, eu mai prezentat. Da, o prezentat și un revenat din legislație și o oportunitate, care este... Mi-a dat și normele aici, așa, și noi, și eu am citit normele astea, domnul Vici, da. Care spune în felul următor. Da. Ai spus, Matale, nu, el se face de un specialist. Matale nu e specialist. Deci acest rezerat, pentru că așa spune cât adâncime trebuie să se la cât trebuie să pună și trebuie să pună... Păi acolo ai niște straturi de uzur, acolo nu întâmplătorul sunt niște nu, este un normativ. Da, drumurile sunt al administrației locale. Dar și nu hotărăși. Cine se ocupă de ele? Noi, nu? Noi. Împreună, bineînțeles, nu. Dar noi împreună. Specialistul trebuia să... Nu am greșit că am luat o prăiere. Nu că am luat o prăiere, decât e dat specialistul hârtiile astea. Nu ești specialistul o să semneze situația de lucru. A, după aia, ulterior. Deci e... Dirijintele de șantier, nu? Eu cu dirijintele de șantier. Cine de conturi? Măcar dirijintele de șantier. Orice achiziție care nu este făcută legală, este imputabilă, da? Deci achiziția matare este nemicală. Este nulă! Păi nulă, nu! Atunci despre ce vorbim dacă ați zis? Atunci nici nu pui să dăm bani de la... care avem noi la dispoziția autorităților. Doamne, cai la următoarea premisă. Sunt niște bani pentru întreținere drumuri? Sunt. Da. Deci nu ajung pentru ceea ce... Dar domnule, dar banii ești să mă dar... Asta acum, de fapt, aprobat o rectificare ca să pot eu să am completare la banii care sunt. Dar lucrarea e făcută, trebuie să înțelegi că e greșit încă o dată. E greșit pentru că e achiziționat lucrări fără să ai bani în buget. Bugetul și ăla părtișit ca și e de drum. De vă spuneți să dați bucății ca și e de drum. Dar lucrarea de plătită, care a făcut treaba de nu-i plătește. Dar doamna juristă nu poate să vină până aici? Poate să vină o justiție din noi. Dar avem juristă în primărie, o plătim. Deci, domnul secretar, mă adresez dumneavoastră ca reprezentantul statului. Este legal? Este legal atât timp cât nu au fost bani prins în capitol bugetar. El să facă cheltuieli bugetare? Nu, să antamezi lucrări, dar cheltuieli ilegală se cheamă. După legea achizițiilor, nu. Mulțumesc! Poftiți! Vreau să vă notați, domnule. Stai ca să vă urmă atât. Întrebarea domnului Radu și răspunsul meu. Domnul Radu, mai aveți? Nu, mulțumesc. Am terminat. Dacă se credea lucrul nu-i legal, ce să mai zic? Dar să spuneți un proces verbal. Dacă vreți un proces verbal. Vreau să port o discuție de minut, două, cu domnul viceprimar.
Da, domnul viceprimar, dacă de aia să stați acolo ca să vorbim, să o facem așa. Dilema noastră s-ar fi putut, într-o oarecare sau poate într-o măsură destul de largă, lămuri dacă doamna juristă, specialistă în așa ceva, ar fi fost, că e vorba de legea contractelor publice, câteva articole acolo, vorbim de 544-2002, nu știu exact, dacă ne-ar aduce-o și ni s-ar citi articolele, chiar că am ști că am votat în cunoștință de cauză. Domnul viceprimar, da? În septembrie 2019 ați avut caietul de sarcini. Da. Din partea cealaltă, domnul primar a susținut că nu e nevoie de caiet de sarcini. Dar nu a fost caiet de sarcini, da? Juristul a spus ceva și m-a s-o doamna juristă trebuia, ar fi cea mai în măsură să ne prezinte detalii legate de conformitatea cu reglementările viitoare. Vă scuzați, este la prima este, dată. M-am întâlnit cu ea și m-a refuzat. Nu să vină 5 minute. Domnul Acasă să ne scoată din... 5 minute și-a rezolvat. Domnul conformitatea cu legea acestei situații create. Domnul Florescu, îmi cer scuze, vă întreb un pic. Domnul primar, cum trebuie să procedăm noi să putem apela la serviciile doamnei jurist, care este angajat aici și care niciodată nu a vrut să vină. Eu mi-amintesc ultima dată când am chemat-o, au zis că să ne ducem noi în biroul dumneei. Vedeți dacă este spațiu acolo? Haideți să mutăm ședința acolo, dacă ei nu vrea să vină. Da. Cine este ședința? Eu știu că am fost invitați de altă... secretar, dacă doamna juristă... Am fost invitați de altă funcționare primărie și au venit... Dacă au venit altă funcționare primărie și până au fost invitați... Un pic, îți dați-mi voi. E formal. Poate nu-i plătită de aici. Doamna juristă nu trebuie să vină să dea explicații nouă. Doamna juristă trebuie să vină să ne ajute, să ne facă lumină cum este legal și cum nu este. Corect. Deci nu trebuie să dea explicații nouă. Hai să ne facem lumină. Nu trebuie să procedăm noi, domnul primar. Nu chemăm acum aici, în fața dumneavoastră. Eu vreau să vă dăm explicații. Vă scuzați. Dacă nu vrea să vină, poate are alte probleme. Îi duce documentația respectivă, îi studiază o vinere. Când e chemată de Consiliul Local, trebuie să vină. 5 minute nu moare. Nu se întâmplă. Bă, nu-i plătit, nu-i plătit de primărie, vă rezac, e? Da, și atunci dumneavoastră nu-i dai ordine. Și dacă îi dau ordine, nu spune că nu-i legal. O sancționez. Păi dacă cunoaște... Scuze-mă. Deci ea cunoaște bine legea și spune așa. Ea nu știe că noi, Consiliul Local, nu suntem experți sau specialiști. Dar trebuie să se informeze că ea oricând, în orice moment, ori în ședință de comisie, ori în ședință în plen, poate veni, nu să ne dea nouă socoteală, să ne dea o consultanță de expertiză legate de problemele care privesc legalitatea. Chiam altă să vină cu aici. Vrea să vină. Vine, vine, propune. Eu am rugat-o și eu, când m-am dus dimineața la ea în birou și am invitat-o să vină să-mi dea două, trei elemente din lege și din legea achizițiilor publice. Nu vine! Deci, domnul, dați-vă, au un pic de țălas, hai să nu facem trei ședințe într-una, că nu suntem cafea. Domnul viceprimar, deci a fost până la urmă în care de sarcini. Problema noastră are legătură cu mai multe componentii la situația aflată acum în discuție. Una, suntem nemulțumiți, să vă spun sincer, pentru că ați luat o decizie dumneavoastră, sau dumneavoastră domnul primar, să faceți o lucrare, fără să ne dați nouă, două, trei informații. De asta s-a ajuns la situația de la grădinița Topilii sau de la grădinița Școala Topilii, unde s-a contractat o firmă care văd că nu prezintă probitate și nu a dat asigurări, adică în perspectiva că ea o să facă lucrarea până la capăt. Deci, ați contractat o firmă care nu a avut capacitatea să ducă lucrarea până la capăt. Deci, ați ales prost, greșit. Dar n-am ales noi, domnule. Au fost două firme care au venit la licitație și au câștigat firma asta. Nu știu deci nu am ales noi, că nu avem preferință. Am înțeles. Deci, nu ați ales. Această firmă actuală, patronul, este ultimul grad. Cancer și dar doar noi angajați? Nu mai poate. M-a ascultat un pic. S-au făcut trei adrese către ei. Nu ne-au răspuns absolut nimic. Așteptăm să ne vină acum confirmarea de primire sau neprimire a ultimei adrese care am trimis-o la treia. Și să încheie contractul. Se reziliază contractul. Scuzați. Și căutăm altă firmă să apuce de treabă. Banii nu se pierd, banii mai sunt și la anul. Eu n-am adus în discuții bani. Eu am adus în discuții un contract, fără asigurare, un contract neperformant.
Nu suntem noi singura societate din România care am achiziționat o firmă de lucrări și a dat faliment să o făcută. Nu sunteți singura firmă, dar dumneavoastră semnați, dumneavoastră încheiați contractul, contractele astea, da. Nu sunt încheiat. Trebuie să aveți grijă. Să pot întâmpla și lucrurile astea. E bine, trebuie să stipulați în contract ce se întâmplă și da, la nu e o garanție. Da, la nu e o garanție. De asta se reziliază și contractul. Cum ăla trebuie cu arcoții niște etape, domnule. Nu poți să-i reziliezi deodată contractul. Atunci spuneți-mi și nouă ce scrie contractul. Nu ce notificare, asta e a doua notificare, nu presupun nici la asta. Bun, hai că, scuzați-mă, hai că facem similitudinea astea și o lungire. Nu mai o secundă. Vine la mărire sau mă zic? Nu, dar nu e în primărie. Domnilor, eu am locul de muncă. Ce faci? Domnul secretar, nu am găsit-o pe ei. Păi, dar când trebuie o lege când chemi un angajat în primărie? Trebuie o lege? Are un șef sau nu? Cerem o lege la guvern, de o lege ca fiecare angajat să fie la cum de chemat. A fost domnul secretar și mă trebuie. Cine este șeful domnului? Păi, eu, nu, nu, nu. Domnilor colegi, eu propun să amânăm punctul 1 la ordinea de zi pentru, până ne face lumină domnul primar, care este șeful doamnei jurist. Până sunt puri de acord, să facă, este legal, nu este legal, trecem mai departe. Da. Și dacă până la sfârșitul ședinței o găsește și ne luminează în sensul ăsta, că de aia este plătită, ca noi să nu călcăm strâmb, să nu s-o mai întâmplat. Deci, domnul, hai ca să termin și eu argumentarea mea. Deci, sunteți de acord, stați un pic, sunteți de acord cu propunerea mea? Da. Cine este de argumentare legată de subiectul ăsta? Numai un pic, argumentarea legată de subiect și poate vine cu ceva... Numai un pic, nu e nicio. Bun, după argumentarea. Să punem problema așa. Deci, datele au fost dinainte, le-ați știut, nu le-a adus nouă la cunoștință. Trecem peste problema. A fost un proiect. E o problemă de oportunitate. Domnul viceprimar, scuze-mă. Scuze-mă, lăsați că aia e altceva. E altceva. Este același de ce? Drumul comunal 124. Da, dar nu e altă vor. Lucruri diferite. Factoare putărșute și factoare... Nu trebuia să ne aduci la cunoștință. Voi vedeți că proiectul de asfaltare sau de acoperire cu covor asfaltic se transformă în proiect de plombare, adică nu mai acoperim drumul ăla cu covor asfaltic ca poate, facem o plombare. Deci nu puteam lăsa așa. Ascultă-mă. Atâta timp, eu vorbesc de chestii foarte serioase. Atâta timp cât suntem puși în situația să aprobăm o rectificare, înseamnă că aprobăm o legalitate. Și odată e o oportunitate. Dar, de fapt, oportunitatea ai decis-o înainte dumneata, sau cum ați decis-o aici, fără noi. Eu nu fac aici dumneata educație. Nu mă înțelegi greșit. Ai decis situația asta. Cum s-o mai decis mult în primărie asta? Din multe ori ridicăm mâna, nu e o problemă, trecem peste oportunitatea, o decidem noi, colegial. Dacă exista oportunitatea aceea de plăcut. Și uite, de-am, oricum, cu draga acordul, că să spunem, domnule, nu sunt bani pentru covor asfaltic, faci o plombare. Să rămână, te felicit, dă-i drumul la plombare. N-ai făcut primul pas corect legat de oportunitate. Dar acum intrăm în situația legalității, care se pedepsește. S-o antamat și s-o contractat o lucrare pe SICAP, înainte să ai rectificarea, adică legalitatea acoperirii sumelor. Domnul primar susține că banii erau. Da, dar nu erau direcționați către acest tip de lucrare. Prin adresa noastră, prin acest proiect de ordine către noi, trebuie să aprobăm rectificarea, adică legalitatea sumelor. Problema se pune așa. Dacă o terță persoană, rău intenționat, vă acționează și ne acționează în instanță, intră la codul penal în care se spune clar ce înseamnă antamarea, contractarea de lucrări publice fără o acoperire bugetară. Eu așa înțeleg legea. Dacă doamna juristă ar fi avut așa o oarecare plecare, putea să vină în raportul de specialitate, că avem aici în spate un raport de specialitate al compartimentului de resort legat de proiectul ăsta, în care să vină cu o notă personală și pur și simplu să ne facă trimitere la articolele de lege legate de că noi suntem pus în situația ca cineva să tot trimită fitile sau mesaje către noi, că va da în judecată, adică, nu, domnul n-ar spune bine, vin alegeri, să fac tot felul de șicane. Dar există persoane interesate care vor să acționeze în instanță tipul ăsta de lucrare și tipul ăsta de aprobare. De asta stăm cu toți acum și tremurăm. Dacă să ridicăm sau nu mâna,
pentru rectificarea asta. Au... Bun, pe lângă că am o tonă de obiecții, dar le trec cu vederea legate de unde și cum se mută banii, consider că, până la urmă, oamenii, detaliile astea, poate că nu sunt atât de importante, dar a spus legea 544-2002. Spuneți, domnule, domnule, uite, citești de acolo concret, cum v-am citit eu. Domnule, acum răspuns 60 de pagini, domnule. Unde este domnul... Păi, asta, așa se spune. Hai să demonstrăm oameni. Dar cum chiar de acolo? Adică, dar până să fie pregătiți cu articolul de lege și cu ADN-ul, da? Amânăm lucrurile. Următoarea... Ascultă cum aș vedea eu lucrurile. Ați decis... Nu-ți mai spun cum și ce, ca să nu o întrag și eu aici. S-au decis aici, în interior, fără Consiliul Local, să vă apucați o treabă. Din, poate din spirit gospodăresc. Că vin iarna și-aș luat o decizie, zic eu bun. Dar dacă ai decis... Domnul Român, te rog. Dar eu acum pot să spun și știi că ți-am mai spus odată prietenii. Dom'le, dacă ai luat decizia, mergi până la capăt cu ea. Mai explicit decât doamnă să nu puteți. Dar ne implici și pe noi. Ne implici și pe noi. Noi, da. Uite, eu să zic că ridic mâna. Am mai ridicat mâna pentru tot surpinare. Dar cum mă pui pe mine în postura în care dacă se duce... Deci cea mai explicită problemă îmi dată domnul Florescu. Domnul Florescu, vă mulțumim frumos. Vă mulțumim. Mulțumesc pentru expunere. Revin la propunerea mea. Să amânăm punctul ăsta până domnul primar se pune de acord cu doamna jurist, să vină să ne spună, domnule, este legal, nu este legal, că de aia este plătit, de asta... Doamna juristă și-o dat, domnule, de asemnat... Scuzați-vă, încă un pic, o vorbă. Există raportul de specialitate legat de acest proiect. Haideți să-l citim, domnul secretar, scoateți-l din la mamă. Domnul președinte, Două întrebări, domnule. După că nu știu câte pagini este, dar nu știu pe unde. Până la lege, două întrebări. Și când, la sfârșitul ședinței, revenim la punctul ăsta, să vedem, îl aprobăm sau... Doar îl amânăm. Îl punem din nou în discuție. Îl amânăm atât. Pentru azi. Îl amânăm pentru astăzi, până aici, la sfârșitul ședinței. Până la sfârșitul ședinței. Auzi, președinte, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Două întrebări. 10 secunde din cuvântul meu cedez domnului... Două întrebări. Dar toți ai terminat cuvântul. Iar dacă se ocupe domnul Vincu de acest proiect? Bun, o întrebare. Dar el se ocupă de proiect. Nu, nu, nu. Apoi, nu. A dat prin dispoziție să ocupe el. Nu, prin dispoziție. Doi, domnul Vincu. Prin atribuția generală. Nu s-a discutat. Dumneavoastră ați făcut o expertiză, după expertiză s-o prezentați Consiliul Local și să veniți să vă aprobăm banii? Aveți expertiza. Dacă nu aveți expertiza, eu, Roman, vă votez. Dar mă duc la pe să văd dacă ați dat număr de registrare. Nu are expertiză. Atunci acum, domnul Roman, supuneți dumneavoastră cu Consiliul Local. Având în vedere că 70% din valoarea lucrării există la drumuri, banii sunt. Deci mă trebuie 30% că nu am avut profite. Eu cred că nu am nicio problemă. Deci în loc să faci balastrare, am făcut asta. Scuze-mă. Eu am întrebat. Eu am întrebat dacă are expertiza. Pentru drum venea cu expertiza. Valoare mai mare decât aia. Atunci cum ați început lucrarea? Cum ați dat ordine de începe a lucrării? V-am întrebat de două ori copii. V-am întrebat în ședința trecută și de două ori, țineți minte, dacă aveți un caiet de sarcini sau altceva și a spus de două ori, nu. V-am acum l-au făcut din genunchi, nu l-am. Nu, dar nu. I-am dat și timp. Atâta. Acum 10 minute de cuvântul domnului Florescu. Domnul primar, 127 și alte drumuri comunale la 130 de centimetri bâldri, liziere. Nu era mai important la vremea respectivă să curățăm șansurile să nu avem acum drumuri înfundate decât să facem lucrarea asta. Dar asta e lucrare de 1.900.000 și aia era pe degeaba. Deci este o miză acolo. Miroasă musca, deci o trage la voi. Arătați-o și mie un drum înfundat din cauza la bâldrile. Păi dar o să vină piescul, stați, o să vină piescul, abia iar mai începe. Dumneavoastră ați văzut, Ana, că ați trecut pe aia. Șanțul este curățat. 127... Eu nu m-am terminat aici, vreau să duci doamna contabilă.
culcat sus pe drumul taberii, e de un metru, cât o omul gând. Domnul primar, doamna primar. Domnul meu, ce m-a interesat pe mine șanțul pentru scurtere ape și cu asta am mers cu mașina și am rezolvat problema. Dumneavoastră, ceea ce spuneți, vă fac trimitere și la celelalte drumuri comunale, sătești și județe, vedeți că e mai mare ca la noi. E, vedeți, totdeauna este undeva unul mai blec decât noi, unul mai ceva decât... Bine, dar dumneavoastră e bani întrebare, eu ți-am dat răspunsul și nu-ți cu mine, știu că nu-ți cu mine. Nu, dar adică e că ar trebui să ne ocupăm de probleme normale și să ne lăsăm de marile proiecte, unde sunt niște bănișori, pe încredințare directă, pe fără sarcini, adică pe bani. Ce vrei să spui, Matale, că e mai important bâldele de pe 127 decât găurile de pe 126, care am avut reclamații de la cetățeni, am avut și de la, la inspectoratul... E mai important mâinile decât găuri. Matale, știu că aia spune. Cel mai important e să respectăm regulile. Legea. Cadrul legal. Da, mulțumesc, domnul. O să rezolvă treaba și cu plata. Domnul, nicio problemă. Am propus. Să amânăm. Bun. Pentru să vină doamna contabil, doamna să găsească pe doamna contabil. Da, doamna, am vădat până vine jurista și doamna contabil. Dar nu așa se face, am vădat până următoare ședință. Trecem la punctul 2 de pe urmă de zi. Dar chiar trebuie să învățăm pe angajații de la primărie. Cine? Noi? Noi am cerut să vină și ei nu vin. Dacă nu vin, înseamnă că e ceva de ascuns. Păi, în expunerea lui Cinescu a fost destul de clar. Domnul Gureanu, da. Ce facem? Hai că am transformat ședința asta în șezătoare. Hai, domnule, o amânăm pentru astăzi, până vine ședința. Cine este de acord cu amânarea ședinței pentru... După când mutăm... Nu ședinții, măi, proiectul pentru președință. Îl amânăm după locul 6, da. Cine este de acord? Cine este de acord? Împotrivă? Abținește. Toată lumea este de acord. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al primăriei Comunei Valeseacă, județ Iași. Bun, comisii de specialitate, ce e? Am avut un... Domnul Radu... Deci noi am dezbătut și în comisii reunite și în... Așa, și am adoptat un set de amendamente, dar care nu au fost prins în raportul comisiei. Licitiți și le discutăm. Deci la articolul 9. Da. Cheltuielile de judecată sau de spăgubiri stabilite pe baza hotărârii definitive se suportă, se fac venit la bugetul local al unității administrative teritoriale și se recuperează de la cei vinovați. Asta este amendamentul. Da, dacă le-ai scris, o să dai și la domnul secretar. Da. O să dăm la domnul secretar ca să poată... La articolul 9 mai adăugăm că să se recuperează la cei vinovați, da? Da, domnul secretar, ați notat? Da, da, dar e... Bă, da. No, tot de, că e, l-am avut eu pe comisie. Nu, no, așa... Da. O să le am văzut în acest proiect de hotărâri privind organizarea mulți din atribuțiile secretarului care nu are voie să le facă. Urmărește rezolvarea corespondenței. O faceți astăzi, domnul secretar? Nu. Avizați asta, o faceți că... Urmărește rezolvarea corespondenței înseamnă corespondența care este repartizată de către primar o poate urmări domnul secretar prin compartimentele care le organizează. Nu, domnul, el trebuie să o urmărească ca timp. Pentru că dacă un cetățean a venit cu un termen, el știe că... La ea ce-am zis acum? Da, dar îi zice că nu. În 3 ani de la... Deci corespondența, puteți să aveți cunoștință prin... Nu trece la dumneavoastră, aveți un registru, aveți un registru de registrare a documentației în care este repartizat cu fiecare perioadă. Și acolo se poate urmări, dacă vreți. Da, eu urmăresc, dar dacă vreți. Domnul Roman, domnul Roman. Deci, nu se mai înțelege domnul primar și dacă puteam să pot... Domnul secretar, dacă pe la dumneavoastră... Doamna, nu vrea să aduc să văd și eu. Bă, ce repartizează de asta? Nu repartizează eu. Treacă să văd și eu, dar eu știu. Bă, nu e să adresez. Noi s-o cerem. Nu e
Nu, noi discutăm despre reglamentul de ordine interioară și uite, deja au apărut Îmi permite, domn președinte, să continui? Da. Că dumneavoastră au treaba lor. Deci, dacă domnul secretar urmărea corespondența, avea dreptul să urmărească, nu l-a pus nici pe el, nici pe primar, că nu știu care e treaba, că nici nu mă interesează. Adică nu pot, poate să interesează. Primarul repartizează, altcineva urmărește. Deci, pune la dispoziția consilierilor, la cele acele informații necesare în vedere îndeplinitului mandatului. Vreau să vă spun că dacă eu v-am cerut astăzi, dați-și mie documentația care sta la baza plombării, n-ați avut-o. Dar nu-i treaba mea. Păi da, uite că spune că e treaba noastră aici. Acolo, da, dar nu e... Nu, dar în regulamentul ăsta care îl votăm. Păi da, dar de acum încolo. Dar nu, ca același lucru a fost anul trecut legat de regulament. Da, dar nu a fost regulament. Am aprobat un primar și știți. Mai făcut domnul Roman un amendament la administratorul public. De acum de la anul. Ah, nu face retroactiv și va fi. Deci administratorul public funcții, nu persoane. Este angajat în baza unui contract de management privind performanța. Pe durată determinată și a unui contract de muncă în condițiile legii, da? Ca urmare a promovării concursului. Deci asta a fost problema domnul Roman. Mai este o problemă. Două contracte. Poftiți? Nu, vreau să vin cu o adăugare. Veniți cu o adăugare, că ce puteți să schimbați. După ce te-am urmăratul notațiilor? Da. Era la cald acum. Iar pentru faptul că noi nu avem comisii de disciplină la nivelul Comunii Valeseacă. Este comisie de disciplină. Da? Este dispoziție, este asocierea între două comuni, tot direcție și da, cum avem peste 10 funcționari publici, ați putea să aveți comisii de disciplină de sine statată organizată. 5 nu facem dacă, de exemplu, 5 la o comisie, 5 la o comisie, noi suntem 10 de toți. Unul dintre comisii greșește, cine sancționează? Nu, dar am la atunci ce face o dar prin regulamentul ăsta al Consiliului Local, pentru că noi avem dreptul să hotărâm în ceea ce ne organizăm noi, întrebim primarul cu un alcool test, că am înțeles că foarte mulți din angajații primării... Nu mai urmă. Nu, foarte mulți am zis. Un pachet. Da, nu, deci nu dau... Deci asta nu vine din... Scrie domnul Vitești, vezi, ai grijă și faci seama. Și să-i creăm o procedură prin care primarul să poată acționa. Te-ați băgat la decretul 400, e în vigoare. Nu, dar nu e vorba de decret, este vorba din noi, cum ne organizăm noi, da? La mine problema e cu 400. Deci sper că colegii să aducă îmbunătății. Da. Înțelegi, domnul? Deci, cine... Mulțumim, domnul. Să nu fără să... Da. Eu mă întorc la problema din înainte. În acest regulament de organizare și funcționare, nu mai spun articolul, că nu-l mai țin minte, nu-l am în față. Spune undeva, legat de personalul angajat de specialitate, că oferă consultanță de specialitate și expertiză tehnico-juridică în orice situație care să vină în ajutorul Consiliului Local. Prin asta ce înțeleg? Că îmi scrie doar în raportul de specialitate și că nu vine niciodată în Consiliul Local să dea... Să-l susțină? Refuză. Spun din start. Nu scrie în regulament, dar scrie ori în care contract de muncă și în legat de atribuții, dar mai ales legat de funcționarii publici, în statutul funcționarului public, că funcționarii publici... Statutul nu mai este, doamne. S-au băgat în cod. Codul administrativ. În fostul statut. Dar din el s-a preluat ad literam tot. În codul administrativ spune clar. Un funcționar de specialitate vine și dă explicații legate de raportul întocmit pe specialitatea și legat de proiectul
care se discută și unde există obiecții sau unde există semne de întrebare. De ce doamna juristă în continuare fuge din noi și ne sfidează? Eu vă spun clar că se încadrează la abatere disciplinară. Propuneți, domnule. Cu sancțiuni 10% din salar 3 luni. Și dacă mai faci o dată, la 3 luni. Și pe urmă, dacă se mai face o abatere de asta, aș vrea să știți foarte bine, domnul secretar, că ea sau orice angajat de aici, asta nu înseamnă că există raporturi de subordonare între Consiliul Local și aparatul de specialitate. Se cheamă raportul de colaborare și în baza raportului de colaborare, toate lucrurile de care noi ne împiedicăm legate de expertiza tehnică din orice domeniu, administrativ, financiar, contabil, juridic, de asistență socială, raportul de specialitate de fapt trebuie susținut. Ori ne-l explic în comisie, ori vin în plen. Este lamentabil. Deci ea, iar nu știu câte oară când face lucrul ăsta, ceilalți angajați au venit când au avut... Da, la ea e o problemă, pentru că asta este, ea are atribuții destul de largi, legate aproape de tot ce ține de proiectul de hotărâri, pe partea de legalitate juridică, o regăsim în toate proiectele. Ar trebui să o chinuim, între ghilimele, aproape la orice proiect. Nu, dar aici avem o dilemă. Suntem pus să aprobăm o rectificare după un contract. Nu am asta aprobat atunci. Poftim? Dați-ne detalii despre această organigramă. Mai tare, dacă vreți să vorbiți. Asta nu era debutant. Trebuia cineva cu, știu, cu pregătirii cel puțin 30 ani. Foarte bine, domnule. Mai spuneți odată și cu voce tare. Domnul secretar, știți că noi când am făcut organigrama am cerut măcar asistent? Cu vechimii 3-5 ani, că i-am cerut. Dar să știți că nu noi am mai aprobat. Noi asta aici... Nu, n-am mai aprobat debutant. S-a făcut modificarea în interiorul primăriei fără Consiliul Local. Există un proiect în care noi am reorganizat, am făcut organigrama din nou? Părerea așa de proiect se poate. Am aprobat de ANCP-ul. Așa o venit. Dar noi și-am aprobat în organigramă. Noi am cerut în hotărâri. Am cerut? Ba, am cerut. Am cerut jurist minim cu 5 ani experiență în administrație publică. Dacă aveți proiectul de hotărâri la... Dar vă spun eu că nu știu ca să-l conviez. Haide, domnul Florescu, dacă avem... Da. Aveți vreo propunere în sensul ăsta? Sancțiune disciplinar. Nu, propuneți. Păi nu pot să propun eu doar am făcut o sugestie. Că nu-i în competența. Dar sugestia-i tot propunerii, domnule. Nu le propun, restul face primar. El este... Domnule, dumneavoastră votez acum un document care se cheamă, nu? Dar stai un pic, că în documentul ăla votez oricum și o sancțiune administrativă, disciplinare. Votez tot acolo, dacă tu uiți acolo, nici nu. Nu, dar dacă votez tot, ai o nelămurire cu privire la, la articole din acest regulament? Nelămurirea este că articolele sunt bune, nu se respectă. Ha, asta e lasă, că o respectăm. Ce trebuie să facem? Consiliul Local are dreptul să sancționeze. Așa e ceva de... Poate, dar nici nu s-a pus problema, domnule. Nici nu s-a pus problema Consiliul Local. Eu am spus că scrie acolo... Are un șef de care era, eu am spus că eu, dacă aș fi fost, așa aș fi făcut. Domnul primar trebuie să ne spună ce este de făcut, cum poate să rezolve problema asta. O să convocăm comisia de disciplină și o să propunem măsurile care le-a propunut. Noi, în momentul de față, ne aflăm... Îi bucurăm. Adresați întrebările lui doamna. Prima întrebare, vreau să întreb pe doamna juristă, de ce se sustrage? Din câte ori este chemat în Consiliul Local? Nu vrea să vină... Nu m-am sustras niciodată. Păi ați fost invitați de mai multe ori și n-ați vrut să veniți, doamna juristă. Mă chemați, sunt 3-4 persoane în Consiliul Local care mă cheamă, nu mă cheamă pentru că au nevoie de părerea mea, de... Nu să știți că în regulamentul de... Nu să faceți mișto. Nu mișto, doamnă. Ca să... Deja nu știu bine. Da. Deci nu există mișto în termen juridic. Este. Noi avem nevoie de niște lămuriri. Asta sunteți obligată prin regulament. Să ne oferiți consultanță, da, să ne oferiți consultanță în anumite probleme juridice care... Nu am nevoie de consultanța mea, dumneavoastră,
Ba da, da. Dumneavoastră, pentru ce ați fost angajată la primăria Valea Seacă? Care este fișa postului? Eu vă fac datoria așa cum trebuie. Care este fișa postului? Nu cum credeți, după fișa postului. Este... Eu fac datoria așa cum trebuie. Păi cum vă faceți datoria dacă nu colaborați cu Consiliul Local? Deci dumneavoastră nu sunteți subordonați în Consiliul Local. Nu. Suntem într-un raport de colaborare. Și dumneavoastră, cum colaborați cu noi, dacă de atâtea ori ați fost solicitată să vă spuneți părerea și dumneavoastră ați refuzat? Dumneavoastră mă solicitați pe mine ca să-mi spun părerea, dumneavoastră mă solicitați pe mine, nu mai... Nu, doamna, noi solicităm. Noi solicităm. Vreau să notați o părere. Mai este invitată și vreau să notați opinia exact cum spune doamna. Consiliul Local. Domnul președinte. O știu, dacă eu 16 oameni sărim pe o femeie, acum am te rog, dar mi-ai fost odată părinte. Sunt de acord, dar mai ați chemat la subiect legat de proiectul ăsta de hotărâri. Ce întrebări? Nu, Ciurea, nu mișto steapsii de la... Păi atunci faci... Cineva vorbește și vorbește la rând, te rog frumos. Ești părtinitor, te rog. Părtinitor, nu ți se zic, 16 inși, o condamnată ființă la colț, acolo, condamnată mii de întrebări. Domnule, am chemat, iau un deoare a murit. Dumnezeu, eu purtați discuția... De ce întorci vorba? Gata, cine... E mai bine așa. Domnul Gomei. Am înțeles, ați terminat, domnul Fărescu, pentru ce am chemat. Eu nu mă refer la Consiliul Local, eu mă refer la 2-3 persoane. Numiți-le. Ia, vă rugă. Dumneavoastră, domnul Radu și domnul Gomei. Spuneți numele. Eu spus, 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 da, sunt dumneavoastră. A, dumneavoastră, adică Florescu. Da. Așa, Gomei și Radu. Notați acolo. Noi suntem cei care o chemăm pe doamna juristă. Dacă noi vă cerem consultanță... Ori de câte ori aveți ocazia. Așa. Cum vă vreți? Eu cu condițiile astea nu am cum să vin să discut cu dumneavoastră. Deci dumneavoastră ați venit din start și ne-ați dat clar dovadă de lipsă totală de profesionalism. Da. Ați abordat doar subiectiv problema noastră, dar acum trecem la obiectivitate. Spuneți-mi așa, aici vorbim de, suntem la proiectul de hotărâri privind rectificarea bugetului local. Există... Nu mă ocup eu de asta. Doamne, orice ține de legalitate, aveți, spuneți-mi, raportul de specialitate și comisia de specialitate, dumneavoastră ați avut atribuții în raportul de specialitate, aveți componente. Pentru orice nelămurire, faceți adresă scrisă și eu vă dau răspunsul tot la fel. Nu. Dacă vă uitați foarte bine în legi, dumneavoastră veniți aici și ne dați o expertiză și conform întrebărilor din momentul ăsta. Deci noi nu suntem obligați să vă facem dumneavoastră adresă scrisă. Faceți adresă scrisă și eu vă dau răspunsul tot la fel. Asta înseamnă, aroganță, domnișoara juristă, înseamnă aroganță din partea dumneavoastră. Domnilor colegi, domnul Gomei, gata, la mică. Domnul Gomei, domnilor colegi, propun. Deci vin o altă propunere. Am votat una, dar acum s-au schimbat, dar fi probleme. O să facem o adresă la doamna jurist și când o să ne lămurească despre ceea ce am întrebat, atunci abordăm cu ăsta în fiecare zi. Sunteți de acord? Da, da. Sunteți de acord? Ce? Cine este de acord? Nu răspuns. Cine este de acord? Ce faci? Deci eu propun să ne adresăm scris dumneavoastră și când o să ne dea răspunsul, vedem este legal, nu este legal, cum este, și amânăm punctul ăsta pentru voi la o completare. Cine este de acord cu asta? Trebuie să vin cu o completare. Da. Stai să vezi cum este ordinea. Noi nu ne adresăm niciodată scris ei. Nu. Noi ne adresăm către primar și primarul e de dispoziție. După cum știți, în fosta legii 215, toate legate de executarea bunii condiții ale mandatului, facem o vârtii sau ne adresăm verbal în interpelare. Domnul Florescu, în 10 zile trebuie să te dispune. Un lucru este clar. Noi acum suntem într-un blocaj. Fapt pentru care amânăm
La următoare ședință, până atunci vedem, dar stăm aici blocați în... Da, dar cine mai lămurește primind ilegalitate la următoarea ședință? Că la următoarea ședință suntem în același loc. Găsim, angajăm noi consultanți juridici, rezolvăm problema. Dacă nu se poate, la ideea asta. E bun simț din partea acestei domnișoare, doamne, era să aștepti întrebarea, cum ne încadrăm la legalitate. Sunt de acord, dar noi am început. Dar noi n-am început, am invitat-o cu drag, noi am invitat-o cu drag și a venit să spună. Dacă ne adresam direct la interpelări legate de proiect, poate era altă situație. Te scuzi degeaba. I-am pus o întrebare sau a venit s-o așezat pe scaun și a început să debiteze ceea ce a debitat. Domnule, stai pe urmă. Vezi că 7 fiari se repetă. Domnule, unde s-o repezi pe iată? Nu s-o repezi nimeni. I-am adresat o întrebare. Dar noi asta discutăm la diverse. Cert este că suntem într-un blocaj acum. Trebuie amânată... Domnule, ai spus că noi 16 de aici, așa? Ne-am reprezut în astea. Nu, reprezut. Am invitat-o cu post text. Domnul Greanu are... Domnule Vățăle, cine este de acord cu propunerea? Împotriva abținere. Bandipule. Deci la punctul 2 de... Mai am observație aici, domnule. Da, eu zic să trimit așa la punctul. Proiect de hotărâre privind actualizarea și ăsta îl de la dezbatem acum. Cu ce? La 3. La trecerea impozitului și taxe locale. De la una, Fericia, deci era cu organizare, ăsta cu ministri și funcționare. Cu amendamentele care le dă domnul Radu, aprobat. Da. Deci cine este de acord cu proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al primăriei comunei Balasacru, județul Iași, cu amendamentele pe care le-a propus domnul Radu. Deci informa asta. Prima dată am luat proiectul 1. Ăla cu existat. Nu era la proiectul 2. Da, l-am votat pe 3. Da, dar o intervenit situația cu doamna juristă. Bun, ce ați amânat? Proiectul 1 sau... Proiectul 1 am amânat. Notează. Am amânat proiectul 1 și se pune la vot proiectul numărul 2. Proiectul numărul 2 a fost acum supus, nu? Da, pe ăla. Stai, nu mă rectifică. Să pleacă ce am amânat. La început. Dar eu asta am înțeles. Proiectul numărul 2. La alează, nu ești la mare. Dar a fost discuție proiectul numărul 2. Și am discutat până acum. Cu doamna Rundu. Atât? Dar mai azi e scutat. Dar nu ai fost atent ce-a cerut... Bine, dar doamna Rundu, dar mi-a pus întrebare, dar nu este legal. Da, dar nu, 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 dar voi spun întrebare? Am invitat-o, dom'le, am invitat-o pe scaunul ăsta. S-o lua loc și a spus că noi chemăm să facem lucru. Bine, rugămintea mea este ca să se scrieți în procesul verbal. Ceea ce vreți la primar, ca eu să știu și să scriu în dispoziție către el. Așa, dacă eu nu știu ce se cer, exact, scrieți acolo, exact domnul Vitu, ăsta secretar, mi-a dus procesul verbal, eu de acolo fac dispoziție și la următoarea ședință sau în trept de zi, vă dau dumneavoastră răspuns. Domnul primar, eu văd că dumneavoastră vorbiți cu angajații prin scrisori. Dar când îi mai chemați la ordine, să fac și să mai spun nici dumneavoastră. De asta mi-a dublat așa. Haideți să vă explic care e situația. Dacă nu lucrez cu ei pe scrisori, toți vă răspund. Vorba nu se pune la dosar, domnul. Foarte bine, domnul. Dacă își cunoaște aceste prerogative, trebuia să știi că și în Consiliul Local trebuia să dea un răspuns clar. Singurul funcționar din primărie care nu vrea să vină. Care ne sfidează efectiv, păi e doamna juristă. Ci că consideră, culmea, încalcă legea. Încalcă legea. Iar cei că noi trebuie să o întrebăm în scris. Doamna juristă dă dovadă de aroganță aici. Nu-i bag în seamă. Eu văd în cartea. Cum, dar... Am explicat și eu colaborare. Înseamnă că scris. N-aveți proceduri? Este de la colaborare. Domnilor colegi, noi adineaori am votat.
amânarea punctului 1 la ordinea de zi. Da. Dezbătuți în punctul 2. Da. Și am mai era punctul 3. Trebuie să-l votăm. Cine este de acord cu punctul numărul 2, cu amendamentele pe care le-a propus domnul Radu? Da. Stai să vină doamna, o invităm cu drag, fără tentă de mișto, e doamna specialistă, contabil, nu, contabil, jurul, finanțist. E doamna la taxă și impozit. Doamna la taxă și impozit, vine. Dar s-au prezentat materialele care le-a cerut în comisie? Ne vine acum, bine. A cerut situația amiezelor, da. Situația încasărilor, nu? Da. Păi se prezintă. Eu i-am dat și eu după ce scris. Cu plăcere. O persoană înainte de noastră a venit cu ce mai mare plăcere oare? Da. Suntem încântați de bunăvoința cu care ați venit. Ce mai mare plăcere? Da. Am pregătit materiale. Foarte. Aveți un raport de avizare pentru polițiștii locale. Prin care solicitați. Mai tare, dacă vreți să spuneți. Am emoții. Da, în care îmi solicitați suma actuală restanță la taxe și impozite. La data de ieri am scos-o. Adică, ne-am referit la restanțe care sunt cu tot cu penalități. Da, restanțe total. Da, așa. La data de ieri și mai rămas de încasat. Spuneți. Așa pe suma tare. Totală, da? 1.323.367,21 lei. În traducere sau traducere? 13 milioane. În bani vechi cât înseamnă? 13 miliarde. Deci 13 miliarde din bani vechi. Da. În momentul ăsta. Din casat. Impozitele pe restanța anii anterior plus penalități. Plus dobânda, plus debitele restanțe pe anul ăsta, de la data de ieri. Doar statistic vă întreb, dacă știți informația vin sau vă aduceți aminte, dacă nu. Care vă aduceți aminte dumneavoastră că ar fi cea mai veche restanță, adică nu ca persoană, ca sumă, domnule, această sumă are în spate, acum 10 ani, o sumă de recuperat. Sau cu 5 ani. De când? Nu sunt prescrise, că noi facem foarte repede. Am înțeles. Deci nu sunt prescrise. Dar cred eu că... Sunt restanțe. Restanțe de 10 ani. Nu sunt. O murit sau ce? Da. Sără, deci... Da. Nu, dacă o murit, sunt alte modalități. Am înțeles. Ca pe umerii moștenitorilor. Bun. Deci 13 miliarde de bani vechi, în momentul ăsta avem recuperat. Da. La data de astăzi am încasat 5.870.000. Pe anul ăsta. Încasări de pe anul ăsta. Dacă îmi dați voi, nu este relevant, domnul Florescu, numai o secundă. Noi am vrea să scoatem în evidență faptul că sunt niște debite din trecut, m-ați înțeles, care pot beneficia de o amnistie, în sensul ăsta. Dar 13 miliarde... Separat. Da, dar trebuie să știm de la ce plecăm. Te întreb, Felicia, care-i debitul vechi? Nu amesteca cu ce ai din casat anul ăsta. Tu ai băgat în 13 miliarde de ce ai? Per total. Da, per total. Așa, bravo. Ai încăsat 5 miliarde și mai ai 13. Din ăștia, 21 de miliarde. Nu 5 miliarde, doar anul ăsta. Atunci ceva. Este o diferență. Băi, Eugen, hai te rog întâlnirea. Deci 21 de miliarde. Da, domnul, te-ai răspuns-o, domnul. 5 încasate. Deci 5 încasate și cu 13. Și cu 13, 21. Din ăștia 21, o parte sunt... 5 și cu 3? Sunt... Da. 21 fac 5 cu 3? 5... 18. 5... Mulțumesc! Plăcere! Deci... Băi, dar nu te juca cu miliarde în halul ăsta? Băi... Întrebați de acces ori, exact la urmă. Da, intervenția lor oportună. În mintea lor diabolică, ei nu au decât din puțin peluși. Ideea este să știm care este debitul vechi neîncasat.
până în anul. Până la data de astăzi... De ei, dacă m-ai deschis tu gura din momentul ăsta, fără să te apostrofez, să mă înscui pe nu te-am apostrofat, domnule. Vei taci din gură. Nu te-am apostrofat. Liniștiți-le. Liniștiți-le, trufe. Stau la Felicia. Promiți că taci din gură, poți două minute să înghiți. Ai cuvântul. Mulțumesc. Hai, Felicia. Lămurește-ne. Restanța la... Iar ai vorbit. Hai, nu s-o liniștit. Până la data de 25 noiembrie 2019 este 6 miliarde. Bravo, asta e 6 miliarde. Da. Din ăștia cât reprezintă penalități? N-am cam calculat stocul restant. Estimativ. Estimativ. E 1 miliard 300. Deci 1 miliard 300. Da? În care sunt și dobânzile pentru anul ăsta calculate. Așa. Deci să înțelegem că dacă într-o amnistie pierdem 1 miliard 300, dar vom încasa 6 miliarde. Da. Nu? Un lucru care este extraordinar. Da, din astea 6 miliarde... Ori dacă nu aplicăm asta, riscăm să stăm cu astea 6 miliarde debit încă 20 de ani de acum încolo. O rostogolim în fiecare an. O rostogolim. Astea 6 miliarde, din astea 6 miliarde, apar câte miliarde? Apar astea amenzele? Da, nu, poți fi separat. Da. Pentru că la amenzi deja au început. Deci eu cred că asta era important să știm ce datorii vechi avem care nu se pot recupera și cum am putea recupera din ele prin eliminarea acelor... Nu vrea, nu-i pot să eliminare totul de datorii. N-ai cum, n-ai cum. Dacă a întârziat la plată, are pus. Are penalități. Are penalități, să fie în continuare penalități. Nici nu a venit cu bani la timp. Da. Nu, mai avem făcut o șarte primării. Nu, terminat o zis. Da, eu am terminat. Poți să... Demonstrativ. Da, ați fost înscris la guvern. Da, deci pot să continui. Deci, domnul Ungureanu, am înțeles interesul dumneata. Nu, dacă vrei să te adresezi tuturor, nu am eu. Nu nimic. Dumneata, în primul rând, pentru că dumneata ai avut interpelarea și eu am întrebat la replică. Bun, din banii ăștia ai spus că dacă reușim să anulăm penalitățile prin amnistie, imediat și automat consider că diferența se va încasa. Diferența este un punct de vedere, doamne. Diferența asta vezi cum și dumneata vii cu replică în timpul și eu nu. Nu, dar ți-am promis. Dar lasă, domnule. În concluzie, este interactiv. Ai pretenții, dar ai pretenții. Eu zic, dar tu ești. Tu ai promis, eu zic că dacă... Lasă, domnule, nu mai vreau. Dacă nu te lasă, te rog, te rog. Dacă nu te lasă, te vorbești, o să fii cățăi aici. Așa o zic, domnul, vii cățăi. Hai, te rog. O spus că atunci și cățeii își bază. Dar hai să nu ne abatem la sobrie. Astăzi noi cățeii își bază. Dar ce face demagogie așa? Din cățelușul. Dar dacă e nevoie, aduc eu, este o hoaie transparentă. În concluzie, consider dacă anulăm penalitatea... Domnul primar, considerați că e nevoie. Domnul Provenț și cu domnul Ungureanu. Am chemat domnul doamna Felicia ca să vă certați voi. Nu. Da, o, dar tu n-ai înțeles că eu nu mă dansam dacă mă anul ăsta. Dar nu știu dumneata ce treabă ai, domnul. Promiteți că aduceți o puiță pentru domnul Domnului. O puiță, puiță pentru domnul Domnului. Tu vorbești cu mine. Puiță. Alo, are la el pe uliță. Îmi oferi și... Are la el pe uliță, una cu 12 căței. Domnul primar, vă rog. Dar de-atat ce domnul e sau îl oprești vreau să-mi dai voi mie? Hai, domnul. Deci, am înțeles punctul de vedere. Propui în viitor o amnistie fiscală? Domnul președinte, eu aș propune să dați cuvântul individual, să nu mai dați la câte doi odată. Că când vorbește Florescu, deschide gura și gomii. Deci acordați-l individual. Da, da, trebuie. Păi văd că atunci când vorbește Florescu, te bagi tu. Acum ține, uite, vedeți, iar vorbește. Păi tăi de gură, ca să nu mai... Voi, eu i-am promis lui... Păi așa nu mai termină ședința mea dacă vorbim unul țial. Băi, tăi de gură, băi, tu ai interes aici. Ați deschis cu diapantorii? Domnul Gomes, fii la mine. Domnul, opriți-a fi domnul Gomes, domnul Gomes. Ce treaba ai? Eu n-am ce treaba, dar tu îi suborbești cu ce treaba ai? Doi colegi. Ce treaba ai, dumneata, ești avocatul domnului... Nu. Păi dacă se bagă și el ia de mine. Domnul Gomes, dacă nu păstrați liniște... Domnule, vă puteți ieși afară, pe câmp neutru, aici lăsați-mi să faci ședința, da? Da, vă rog frumos. Eu zic să suspendați cuvântul domnului Florescu, ca să putem continua și la urmă să rezolvăm și litigiul ăsta. Eu zic să părăsim sala amândoi. Ha! Și dumneavoastră. Și domnul Florescu. Și domnul Gomei, ca să putem... Dar asta la Florescu, dar eu am cuvântul domnului. Termină-ți cuvântul și... Îmi oferi... Nu să faci o cafea dacă ați terminat domnului. Asta trai și mi-ar din cuvânt. Dați sau nu dați afară? Eu când am pus discuția, nu m-am referit la penalități.
Da, eu mă refer la suma totală. Eu când am început să vorbesc cu dat cuvântul președinte, jumătate e băgat. Okay. Ai greșit? Domnul Cristi. Consider că ai greșit. Domnul Cristi. Dar consider că ai greșit, ce nu scuze. Domnul Cristi. Tu ai intervenit ca un emernic de 100 de ori peste toți. Nu-ți permiti chestiile astea că mă plictisești. Da. Ai intervenit peste toți totdeauna. Hai să lăsăm oamenii să continui ședința. Ai intervenit totdeauna. Nu vreau să afară și oameni. Tu ai fost invitat. Discutăm după ședință. Domnul Fărăs, cu domnul Gomeni și cu domnul Gureanu, vă rugăm să ne lăsați să ne desfășurăm lucrările. Poftiți? Mulțumesc. Vă rog frumos. Mai chema la ordine? Nu știi să aprii regulamentul, nu mai chema la ordine. Trebuie să mă chem la ordine și dacă mă chem la ordine, eu vin și dacă îmi pui să-mi retrag apelul, atunci mai discutăm. Prima dată trebuia să mă chem la ordine. Adică noi terminăm odată. Unde va deveni copii? Dar dumneata greșești pentru că îi dai lui voie să-și facă jocul. Hai să terminează, vedeți toată țara așa, panorama care este, vreți o țară întreagă. Eu l-am dat, eu intervin de o mică obisitate. Ești obiectiv. Dirijezi ședința în direcția care dorești. Domnul Floresc, dați voi ca și coleg. Acum ce închei cu general? Lasă-i domnule să vorbească omul. Suspendăm ședința. Cu dragă. O pauză. S-a dezbătut punctul de la ordinea de zi. Suntem la taxi. Încerc să supunem la vot. Cazul? Ce cazul? Taxe și impozite. Dar nu, cum? Nu s-o dat acum pe care avem discutat. Mai au amendamente, mai au ceva de spus. Păi să supunem la vot, nu spune nimic. Discutăm de cam dat. Doamna, ați fost înscris la cuvânt? Ați avut cuvântul? Pot continua, da? Sau cer din nou cuvântul? Da, și eu pot. Îmi dai voi? Vă rog să fiți cât mai conciși, să înțeleg și noi și oamenii care vă văd. Mulțumesc. Nu faceți ce aici, nu faceți de 5 minute, 3 minute, un minut, un minut, fete, un minut. Am cerut suma totală la datorii, nu m-a interesat penalitățile, am discutat despre penalități, spun așa. Amnistia legată de penalități, că are rostul și valoarea ei, până într-un punct în care intrăm la o rea practică și dăm un semnal către toți cetățenii care îs intenționați sau mai puțin intenționați să nu plătească la timp, că dacă nu plătesc, penalitățile se vor șterge. Drept urmare, nici eu n-am să mai plătesc, pentru că stau 10 ani și nu plătesc, 10 ani stau și nu plătesc, o să mi-am anulat penalitățile și cât era de plătit în 2019, o să plătesc și în 2029. Dacă credeți că e bună practică lucrul ăsta, mulțumesc. Deocamdată nu este prevăzut așa în proiectul de hotărâri. Nu, am spus doar discuția. Adică nu consider o bună practică. Să faci... Nu considerați, se pare, nu să plec... Atât. Domnul Gomei, dar scurt. Da. La fel, în legătură cu amnistie, nu sunt de acord. Nu este prevăzut, domnule, în asta. Da, nu, dar am spus părerea de ele. Așa? Nu sunt de acord pentru că toți cetățenii, 99% dintre cetățeni își plătesc și simt taxe și impozite. Domnul Gomeni, există o a treia părere? După, avem articolul 3 la care vreau să fac referire. Persoanele, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în grupa 1 de invaliditate se acordă următoarele facilități. Scutirea de plata impozitului pe una dintre clădire, pe un teren aferent curții de construcție, mi se pare corect, deci vorbim despre persoanele cu handicap grav sau accentuat. Da. Și mai scrie aici, la urmă, impozitul pe unul dintre mijloacele de transport. Eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă dumneavoastră sunteți de acord, sunt și eu de acord. Dacă persoanele cu handicap grav poate să conducă o mașină și să fie scutit, eu cred că nu are mașină, nu poate să conducă, nu are cum să aibă mașină. Vezi cum pune problema. Dole, te rog frumos, lasă-mă, dole, eu am întrebat. Dole, eu am întrebat. Păi tocmai ăla are nevoie de un mijloc de transport. Dole, eu am întrebat. Era un handicap. Dole, eu am întrebat, nu am propus nimica. Am întrebat.
Da. Doamna Felice a venit cu răspuns. În condiții, da, domnule. Da, dacă iese, domnule. Dar are dreptul. Dar are dreptul. Are dreptul să nu vedească rovenieta. Rovenieta, da. Are dreptul să nu vedească și rovenieta. Da, da, e regulă. Deci, o citit domnul Gomei acolo pe persoanele de gradul 1 și accentuatul. Accentuatul sunt gradul 2 și 3. Da. Deci, deci ei au trebuit la acel lucru. Nu, nu, ai spune numai de gradul 1 sau accentuat. Da, accentuatul ai gradul 3. Eu am întrebat, deci nu e nicio propunere. Ce ați făcut așa de mulțumesc. Deci, la taxă, vreau să fiu foarte scurt. Doamna Felicii, ca să percepi o taxă de arhivare sau de... care nu este prins în... Acum nu a fost prins. Dar s-o percepi? Nu taxa de arhivare. Taxa eliberării unui document de la arhivă. Da. Dar s-o percepi? Taxa de arhivare. Câte e taxa? 100 de lei. 100 de lei. O să propunem amendament. Deci mi se pare foarte mare. Foarte bun. Propuneți stai amendament. O oră, două, să cauți 1000 de lătii până dai... Veniți cu o propunere? Da. Deci, faptul că unele documente nu se găsesc nu este vina numai a cetățeanului. Poate fi și vina primăriei. E o problemă de organizare arhivă. Ați promis. Iar 1000 de lei, vă spun, la toate arhivile care sunt, care sunt particulare, nu este 1000 de lei. E foarte mult. Deci mai mult de 20 de lei nu cred că e acceptabil să punem la un om care își cere el și la arhivă că ce pământul a avut aici. Dar trebuie să știi. Nu e niciun fel de problemă pentru o instituție publică care lucrează în folosul cetățeanului să-i dea un lucru care el trebuie să-l aibă. Îi percepe și o taxă. Deci, eu solicită autorizații de construcție din 1960 ceva certificate. Astea sunt solicitările, nu teren. Da, autorizații de construcție. Astea care trebuie să-i caute, nu? Sau dacă... Da, domnule, dar orice căutare în arhivă, orice căutare în arhivă, vechimii pentru pensie. Vechimii pentru pensie, mi se pare mult. Nu, 20 de lei eu propun, dacă colegii vor fi de acord mai mult, e treaba lor, dar eu... Am și-o discutat, dar... punctul ăsta. Cât ați propus? 20 de lei. Eu am fost la București, la Arhiva Centrală. Și nu mi-a cerut 1 milion de lei sau 100 de lei, cum se spune. Și mi-a trimis cu 200 de lei, am plătit 20 de lei și mi-a trimis răspuns acasă. Și aici cer 100 de lei. La 20 de lei, că tot... Da, și asta, da. Mai este cineva care vrea să... E prea mult, e prea mult. Eu sunt ascultat. Domnul Granu, vreați... Nu, nu. Domnul Rău, avem o persoană cu grav de handicap și a solicitat scutirea de încălcare. Sau dacă s-a înscris cumva pentru o vinietă. Cele nu se înscriu la noi, cele se înscriu la drumul și poduri. Asta ar fi unul, dar taxa că dacă s-a zis noi... Deci amenda, dacă vine, depun un document în spațiu de persoană cu handicap și trimite la instituția respectivă. O trimite înapoi, da. Deci un titlu executor, eu nu pot să-i facilitez chestia asta. La scutire de impozit a persoanelui cu handicap, intră și taxa de gunoi scutită? Propuneți. Dar nu-i taxă, gunoiul nu este o taxă. Dar e o taxă. Un serviciu. 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 Dar serviciu își plătește și îl în locul lui. Dacă îl plătește comuna, primărie, e nicio problemă. Dar dacă îl plătește ceilalți oameni, e o problemă. Să plătească ceilalți oameni, pentru că începând de la 1 ianuarie va veni firma care va colecta gunoiul și știți că e 4,50 lei. De persoană. Nu poți plăti. Da. Și 4 lei, 34. Câte persoane aveam noi cu handicap la nivel de comun? Aplicatul totuși să aprobăm și scutirea. Deci dacă aveți o situație... Mai este o problemă cu taxa cu gunoi. Colegă, dă-mi voie. Lasă-mă, domnule, cum vorbite. Lasă-mă, dar am spus și eu cum. Ați fost să știți asta. Lasă-mă, domnule. Notați-vă dacă nu aveți. Nu, referitor la taxa cu gunoi. Altul vorbește, nu-l întreabă nimic. Notați-vă, domnule. Întrebarea este, există o situație, o evidență a persoană? Să vedem câte sunt, dacă sunt câteva. Asistența socială. Sunt mai mulți. Hai, vreo 100 și ceva.
Cât? 100 și ceva? Da, cam așa. Doar persoane. Dacă îi fac un informe, mai mergi mai cuvântul. Doamna Felice, ai o statistică cât plătesc. Nu, 10 persoane. Auziți, domnul Radu. Este vorba din urmă 90 de persoane. Nu, ci că sunt mai multe. Mai multe. Astea care le știu eu, 90 persoane, sunt cu gradul 1. Cu gradul 1. Da. Putem pune doar 5 gradul 1. Poți plătească? La ce gunoaie? Da. 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 Dacă te luăm cât e la mulțumesc. Ai mai mult de jumătate, domnule. Domnule, ăsta e subiect de hotărâre de Consiliu, de un proiect de hotărâre. Poți să continui, domnul Cartiță? Da. Deci, noi acum am din august discutat și am făcut și hârtie către cetățeni în care le-am solicitat să vină cu declarații câte persoane sunt și în momentul ce le fac debit, ușă și casă. Așa nu mai plătești niciodată. Da, nu mai plătești. Când vii la noi, plătești. Domnul Roman, continuați. Un bun cetățean, trebuie să plătiți. Un alt, o altă ori de idei. Să oprim o dată, să vorbim pe lege și să folosim cuvintele care, eu zic, care trebuie și care sunt în lege, și mi sunt atribuite și nouă, în ceea ce privește taxele și impozite și scutirea de taxe. Să știți că nu există nici în lege unde spune Consiliul Local poate să aprobe amnistie. Nu, Consiliul Local poate să scutească de impozit sau de penalități pe o perioadă stabilită, scurtă, într-o ședință de Consiliu. Așa că nu mai vorbim de amnistie fiscală la nivel de comunalizat, aceasta nu o facem. Noi decât o face guvernul, noi putem lua o hotărâre să-i scutim de penalități pentru o perioadă scurtă, să plătesc, cu condiția să plătească în această perioadă. Atât am mult. Mai are cineva? Da, domnule, eu, referitor la gunoi. Referitor la gunoi. Să meargă mașina pe toate străzile, nu mai meargă oameni cu gunoi în spate ca proști. Că, domnule, am numerit gunoi în spate și nu plătesc. Se poate. Sunt străzi care se poate. Sunt străzi care se poate, are un întoarce. Care nu se poate, nu se poate. Așa îl plătim noi, de exemplu, cu mașina. El trebuie să ducă un el trimite, zici și la primar, nu? Nu, păi asta, el are stabilit, merg pe asta roată în Brăjiu și atâta tot, nu mai merge, sunt străzi care, asta e problema. Sunt scot de pe uliți, care scot de pe uliți, la capătul uliți, deci avem oameni. Dar unde nu se poate, nu cer, dar unde se poate, poți să intre. Asta e problema. Domnul Gomei, un minut cu care trebuie. Legat tot exact de ce spunea domnul Ungureanu, am adus la cunoștință domnului viceprimar că de aproximativ o lună de zile pe strada mea nu s-a ridicat gunoiul. Deci eu nu pot să duc gunoiul la așa pentru că nu știu dacă gunoiul se ia în ziua respectivă sau nu. Dacă vine omul să le iei, pentru că sunt oamenii la 46 care vine și ridică gunoiul și eu știu, băi, înseamnă să se ia gunoiul. Dacă nu, gunoiul rămâne acolo să-l împrăștii câinii. Deci, doamna Ferice, ce părere aveți noastră cu taxe și impozite pentru care sunteți invitați aici, de faptul că nu-i eu scăpat lui gunoiul pe jos, în uliță. Ce părere aveți? Domnul președinte, opriți-o pe Cristian Greanu că bate câmpe. Deci, noi discutam despre taxe. Câmpii cine-i bate, eu zic. Păi, dacă nu-i tu vorbești cu plătești taxe. Dar tu bați câmpii mai mult decât tu. Valoarea taxelor și a impozitorilor. La diversul. E legat de chestia asta pentru că eu plătesc cu noi. Eu plătesc cu noi și de ce plătesc? Că nu mi-e. Mă întreb pe mine, vorbesc de-o corect. Mă întreb pe mine, mă zic. Deci, haideți să mă întreb și eu ceva. Am făcut o propunere. Sunteți de acord să scutim și de cu noi persoanele cu dezabilități? Cu gradul 1 doar. Numai cu gradul 1. Persoane peste 80 de ani. Da. Da, da. Da? Da, acolo, da. Am adus amendament. Exact din satul Valeseacu, care au venit surdurile. Eu îngrijesc pe mama sau pe tata. Este la pas. Mă pui să plătesc cu noi. Da, acolo e corect. E corect, acolo e corect. Deci și persoanele peste 80 de ani. În condițiile în care vine din ianuarie, mă scuzați, domnul președinte, în condițiile în care din ianuarie intervine firma respectivă, o să preia ajutorul ăsta sau o să rămână în subordinea primăriei? În subordinea primăriei. Banii, primărie. Aia faci și... Aia face recoltarea gunoiului, iar noi facem recoltarea banilor. Ei nu fac contract. Dar încă n-am semnat... Sarciul ăsta mă gândea pe unii celorlalți. Încă n-am semnat contractul. Deocamdată n-am semnat contractul pentru că ei vin cu 6.000 și vreo 600 de cetățeni în comuna Bălesa, că noi avem 5.000 din care sunt plecați. Să care plecați. Specialist în domeniul ăsta și nu folosiți.
Ce e din gunoaie? N-am auzit de așa ceva la primărie, vă lăsați specialist în gunoaie. Nu, mai e un dată, consilier, primar. Consilier, domnul cea la firmă, la firmă de asta. Uite, specialist în domeniu, ce mă consultați. Ce zice domnul Pintelis, copiii de la 7 ani în jos. Dar cele mai multe gunoaie. Așa, ca să-l avem pe Hristos. Nu suntem de acord. Bun. Cine este de acord? Diferența de cine este de acord cu solicitările? Amendamentul. Începeați, domnul secretar, din nou să știm toți. Dar ce de acord, scutirea persoanelor cu dezabilități grave, nu știu ce este 80 de ani. Din taxă, pe persoană. Persoană, nu pe... Taxe totale sau pe gunoi? Nu, pe persoană, ta, nu, taxa la gunoi vorbim acum. Taxa de celălalt. Că celălalt este ceea ce provine din codul fiscal. Da, dar în asta la 80 de ani nu prevede și celelalte taxe. Deci vor plăti celelalte taxe, dar nu vor plăti cu noi. Da, atât. Riese din asta. Da. La persoanele cu handicap au și facilitățile. Alea în jurul casei, curtii, casă, să cu aia plăți cu noi. Cine este de acord cu amendamentul? Ia că eu zic, ce tot ce tu ai scăpat de taxa. Abțineri? Nu mă fac că nu te mai lăsă să vorbești acum. Dar dezabilități era vorba. E scapat. Hai să mă bag. Doamna Felicia, la taxa pe divorț, nu ca așa vrei, adică 500 de lei prevede codul fiscal? Nu, e procent. Colegi, vreți ca taxa de divorț să fie 500 de lei? Da. Dacă sunt oameni și mai mari. Ca să-i oprească. Asta păi propun. Da. Deci e 500 de lei propuse. Noi putem... E suficient. N-am avut niciun bine. Păi dați la mea să întreb. Am avut un caz. Poți să mergi la partea. Ce vă spun? Nu avem cazuri pentru că ei trebuie să nu aibă de împărțit copii, de împărțit avere, de împărțit... Încă un lucru vreau, doamna Felicia, o să-mi spun acum și situația amenzilor. Actual, cât este din casat, dacă ați reușit să faceți o diferență, cât este în momentul ăsta și cât era, de exemplu, 2016 în toamnă. Și am avut eu o întrebare, doamna Felicia, legată de anularea unor amenzi sau de scutirea. Și am spus că dumneavoastră... Anulare sau scutire nu poate să facă nici primarul, nici consiliul local. Se poate trimite către instanța de judecată persoanele care nu au ce le recupera. Nu au casă, nu au masă, nu au... Și atunci, doamna Felice a făcut adresă către instituția care a aplicat amenda, iar instituția o trimis la judecătorii sau... Mai nou, acum, da. Avem jurist, face... Da, juristul face și trimite către ăsta. Se stabilește procesul în care, domnul secretar, cât că apare și în condamnarea asta, ori folosi comunități, apare și pe, asta, cum se cheamă, pe cazier, nu? Nu apare nicăieri și nu-i obligă legea cu nimic. Dacă el nu-și face ori în 2 ani, amenzile ne vin înapoi la noi și stăm cu el în... Și atunci poți să-l dai penal. Nu poți să dai nimic. Deci legea nu prevede o sancțiune dacă el nu e secund. Dacă e din bună credință execută, dacă nu știi, nu ai ce să faci, peste 2 ani îți trimite înapoi judecătoria în procesul verbal, stai cu el în sertar și te registrezi cu banii în buget. Stai încărcat cu suma în buget. Ca și banii în buget din casa. Care e suma totală? Care e suma care intrage în jos și nu prea avem soluție. Deci, la amenzi, doamna Felicia, poate să spună că am în valoare de cât o trimis pentru ori în folos comunității. Și la data de 25 noiembrie, n-am fost situația asta. Cine poți prezenta? În clar. Amenzile rămase de încasat la data de 25 noiembrie de ieri, de 622 de lei și 17 lei. Adică 600 și ceva de milioane vechi. Sau 6 miliarde. 6 miliarde de vechi. 6 miliarde 220 de lei. Dar dacă de care îți cere de la Iași, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului privind planul de amenajament pastoral al comunei Valeseacă, Județul Iași.
Comisii, domnul... Cred că fiecare a avut documentul în față. Da. Nu, trebuie să-l dezbați. Vrei să-l dezbați? Eu consideram că... Are voie omul să... Dar dacă domnul... Trebuie să-și spui părerea. Deci comisia a putea favorabil. O informare, dacă nu trebuie să-l fac. Da. Da. Deci, da. Acest... Da. Această lucrare... Întocmită de Direcția Județească de Agricultură la Iași, cei care nu au făcut lucrarea, Ministerul le-au trimis firme autorizate și au făcut pe banii primăriilor, la noi a fost făcută gratuit, urmează doar să fie adoptată, iar la anul să fie pus în aplicare de toți cei care vor arenda pășunea comunală. Bine că au obligații și ceilalți care au pășuni particulare, dar e mai greu de interveni. Aici sunt prevăzute niște reguli care trebuie să le respecte, cu privire la îngrășământ, cu privire la... Da, cum așa... Îngrețelele pășunii prin 30 de zile. Domnul președinte... Mulțumim, domnul Ugureanu aveți cuvânt. Domnul președinte, spuneți-mi, vă rog, cine a inițiat proiectul? Ca să avem baza temei pe care discutăm. Domnul președinte, ajutați-i pe băieții ăștia scutiri de taxa la gunoi să stea cumeți. E o chestie foarte importantă. Deci, inițiativul proiectului, putem să facem un comentariu pe subiectul ăsta? De ce nu? Ați făcut referire la ordonanța 34. Știi cineva de aici, din sală? De ordonanță? Ordonanța 34 și are anexată? Ca material de ședință? Nu. Deci, acest proiect de hotărâri face direct trimitere la ordonanța 34, așa este? Da. Avem documentația, știm ce spune ordonanța 34? Trebuia să o citim noi. Domnul inițiator, știți? Da, da, nu v-am dat și în casă. Mi-ați dat, dar spuneți-mi, vă rog frumos, la ce se referă ordonanța 34? E platarea pagiștii. Nu numai. Deci, ordonanța 34 a apărut ca o necesitate din modificarea legii 214 din 2011. Legea 214 stă la baza organizării pajiștilor. Da? S-a venit în 2013 cu această ordonanță 34. 214 nu a căzut acum? Nu a venit codul administrativ? Nu am amestecat, Doamne ferește, Doamne ghidiți băieți. Codul administrativ 215. Ba tale te gândești la 215. Da. Legea 214 este altceva. Este legea care se referă la organizarea și administrarea exploatarea pajiștilor. Da. Ei, modificări care le aduce, se presupune că 214 o cunoaște. Ce modificări aduce 34 la 214? Ascultăm. Obligativitatea concesionării suprafețelor de teren ocupate cu pajiști aflate în domeniul privat al unităților administrative teritoriale doar asociațiilor locale de crescători de animale și având în vedere suprafețele de pajiști, bla bla bla, mai departe. De ce să înțelegem de aici? În primul rând avem obligativitatea. Noi, în cazul nostru, avem 103 hectare de pajiști, primăria, da? Da, da. Deci, din ordonanța asta, atenție, în momentul în care o aprobăm, aveți obligativitatea de a o preda acelor asociații. Asociațiile au niște obligații. În primul rând, primăria face un singur contract de arendare cu o personalitate juridică, nu cu Nea Vasile, Nea Ionică, nu 20 de aceste documente, și ei, în cadrul asociației, au obligația de a sparge mușuroaile, asupra însămânța, a dat cu îngrășăminte, a îngrădi, tăia spine, nu mai vorbesc o dată. Primăriile, în fiecare an, întocmesc un proces verbal în baza lucrărilor efectuate, mi se confirmă, acea comisie, un reprezentant de la primărie, unde confirmă dacă s-au executat lucrările astea. Din 2013 până acum, noi nu am făcut lucrul ăsta. Da, nu contează acum, nu căutăm. Dar avem procese verbale de expunere, făcut, avem. Avem procese verbale. Avem o imagine a pășunilor noastre de astea, 103 hectare, cu moșuroaie ierbate de jumătate de metru. Este o realitate. Deci astea sunt consecințele faptului că nu avem pe cine trage la răspundere. Mai mult decât atât, aici intră și pajiștile private. Coasta Topiri, Coasta Vărăseacă, Coasta Dealcu, Haimanale, cu Loghir, care are 30 de ani.
Radu 30 de ani, nu, oamenii nu s-au dus să solicite drepturile care vin de la Uniunea Europeană. Pe pășune, acum undeva la 200 de euro pe hectare. Vă dați seama, comuna vă lăsa că cât, ori 300 de hectare și cu 360 de hectare, mulțumesc cu 200 de euro, iasă vreo 70 ceva de mii de euro, care noi îi pierdem, îți bani care nu intră, nu are importanță dacă intră la primărie sau în buzularul logic. O solicitată aia care e... O solicitată. Bravo, bravo, că dacă aia, bătrâna aia cu 17 ani, ea nu se duce să facă documentație. Da, închiriat-o la rândul lui. O, dacă închiriat-o. A da. Prevăzut în contract lucrul ăsta, e de acord ca ăla să ia subvenția și nu și dea o anumită scopă. Și dea, de o sticlă de ulei, dar primește da, ceva. Da. Altul ia de la biserică, dar nu merg cu fără. Pus la apia și-o primit subvenția. Bun, deci așa ar fi trebuit, asta ar fi trebuit să întâmple cu toate suprafețele, dacă noi ne-am fi orientat. E bine acum că ne-am îndreptat spre această ordonanță 34. Care au terenul în arendă, plătesc impozit. E teren chiar dacă e luat de la un particular. Sau e luat de la primărie. Domnule, ăla care l-a luat de la primărie. Impozit pe ce? Impozitul pe ce? Pe teren. Ce reprezintă terenul? Proprietate. Dați impozit pe proprietate. Proprietate, vă zic, pajești, teren arabil, casă, auto, da? Deci aia e impozit pe proprietate. Este obligația proprietarului. Ei să înțeleg în alt fel. Dar tu ai contractul cu proprietarul? Depinde ce stipulează în contract. Aia, depinde ce stipulează. Dar privind strict la noțiunea de proprietate, cine stipulează? Proprietarul. Dar asta e treaba lor, am intrat într-un detaliu acum. Deci vă dați seama, în 7 ani când se s-au rostogolit, câți bani s-au pierdut, noi intrat aici în comun. Prin mici lucruri, dar noi ne ocupăm de mici care îi dă-i-o lui ăla, ia-o pe-a mea, nu știu ce, dar să strecoară pe lângă noi lucruri foarte importante și foarte grave. Deci, domnul viceprimar, Matale a inițiat sub proiectul ăsta urmarea documentației trimise de la Direcția Agricolă da. Acelui proiect. Lespezi și alte comuni, Tătărușă și Cristești, cu siguranță le-am văzut, le-au făcut prin baza acelor proiecte, inclusiv casă băcarului, cu panouri electrice, cu WC-ul în interior, nu în curte, cu deci, împrejmuirii de gard. Astea sunt bani nerambursabili, nu trebuie să faci proiecte, nu trebuie să fii în gard, nu trebuie să fie nimic. Trec pe lângă noi niște oportunități și le edităm, ocupându-ne de mici prostel de astea. Dar are și o școală dacă îți vin bani, și are una cu altă. Da. Deci, dacă... Haideți să treacă asta, dacă e conform ordonanței 34, haideți să intrăm în regulă, ai primăria să fac un singur contract cu o personalitate juridică care se cheamă asociații, ăla are obligația să-ți dea bani, arenda, plătește arenda. În schimb, asociația să execute lucrurile și ai scăpat de anumite obligații, încasezi banii prin un singur contract și vezi că se dezvoltă în jurul tău. Arată oribil pajeștile astea. Și faci particular, particular care nu trebuie să fie asociat. Cum? Care are o facă, care stai are un pic. Vă spun, tot eu vă spun dacă aveți răbdare. Da. Că Vasile are societate, da. Mincinosul are societate, deci putem deci, da la societăți. În RNE, stai un pic. E bine mai interesat să iau și bani. Stați un pic. Te bagă în buget. Vor beneficia. Beneficiat de pajiști, acele persoane fizice sau juridice care au animale înscrise în RNE. RNE înseamnă Registrul Național al Exploatațiilor. Dacă un animalul l-a înscris acolo, el, doctorul veterinar e obligat să vină să facă acelor vaccinuri, dar nu uitați că animalele sunt purtătoare de boli. Deci iar este încă o protecție. Tu nu ne-ai înscris, stai cu vaca acasă și nu ai înscris-o în RNE, e treaba ta, faci pe șanță. Deci el beneficia. Sau pe proprietatea ta. Deci încă o dată, încă un argument, deci el trebuie să fie prins în RNE, Registrul Național Doctor. El face dovada cu o hârtie de la doctor că am 5, 6, 2, capri, vaci, animale ce are. Toți care au făcut că... cu contractele până acum. Toți care au... Da, dar trebuie să faci funcții de animale existente. Toți care au animale ca o protană și alea sunt înscrise deja, domenii, veterinari care... De exemplu, vreau să întreb felul. O persoană are 18 ani de coastă, suhat, de coastă. Se încadrează la subvenția care spune domnul Ungureanu? Numai dacă are un animal. Eu, de exemplu, am 20 de ani.
Nu vreau să iau, dar la mine. Domnul Cristi, eu nu pot să iau niște 33 de ani suprafața care te duci și te înscricuie. Da, da. Aia e altă condiție, este minim, și arabii sau pășuni. El a întrebat pentru o persoană fizică. El a întrebat o persoană fizică. Care are... cu 20, cu 33, nu? Persoană fizică care deține în proprietate o pășune trebuie să ai, să justifici cu i-o dă, o capră, o erbivoră, dacă o ai, proprietarul la Suhat, dacă nu e de acord cu patronul care are firmă, nu i-o dă. Încă o precizare vreau să fac, gândiți-vă că în comuna... Hai că ne abate de la subiect. Gândiți-vă că sunt detalii importante. Păi ești tu, lasă-mă. Stai un pic, nu din persoane particulare, domnule. Dar acela și face la mări? Ăla e în asociații, face parte din asociații. Dar e băgat și particular acolo. Domnul vrea să spună că sunt persoane particulare care au animale și nu au suhat. Eu uite, domnule, ce face? Păi, asta e întrebarea dumneavoastră. Vă spun eu, păi el are grijă asociația. E proprietatea primăriei, poate să obțină, sau trebuie să înscrie în asociație. Nu, ascultați-mă un pic. Primăria a predat o asociație. Asociația inventariază toate animalele existente, împarte la numărul de hectare sau mii de metri pătrați și revine fiecărui cap de animal o suprafață, să presupunem 30 de ani. Dau un exemplu. Scuze-mă, te întrerup, scuze-mă. Nu te mai uita la mine, îți dau replică, mai uiți la așa. Dacă nu se înscrie în asociație, cât ce poți face? Bă, Piponta, și văd un trădător, de asta mă vreau. Dacă nu se înscrie în asociație, ce poți face? Că și tu ai să faci la fel. Da, deci eram la 30 de ani, revenim la subiect. Aia 30 de ani, tu dacă ții că ței acasă, ești un acuzat. Aoi, și nu e un alt răzător cum ești tu. Fizic, ca animal, îți bine. Dar când deschizi gura, tu ești prostit. Nu mai jignic. Nu, președinte, suntem la aia 30 de ani. Deci dacă revine 30 de ani, înmulțăm și dai fiecare. Ai 5 vaci, ai un hectar și 1,5. 5 vaci la hectar și 25 de ore. Pentru că tot asta se stabilește 3 unități unei vechi. Ce înseamnă unitate vac mare? Pe hectar. Să faci un raport. În condițiile noastre la Bălăsac, avem puțină pagină, știi. Dar sunt comunități cu 2.000, cu 3.000 de hectare, dar obligativitatea să hrănești vaca celui de aici, din interior. M-ați înțeles? Mai mult decât atât, încetul cu încetul dispare animalele. Singur vedeți, nu știu dacă în Bălăsac mai sunt 20 de vaci. Nu mai sunt. Da? Ferească Dumnezeu, să bolnăvește. La copilii mai sunt 5. Așa, ferează Dumnezeu să îmbolnăvești Panaințel și nu știu, nea Ion Tătărușară. Au redus și Panaințel. Și cu Bucureasa și-au dispărut. Și atunci, ce se întâmplă dacă nu vor mai fi interesați de pășunii? Va crește ciulinii și vor transforma în comunzoanele noastre, în bâni. Adându-i cuiva într-o arendă de genul ăsta, are el obligativitatea de a rezolva. Pentru că nu mai este acea concurență. Până acum toată lumea vroia pășuni. Eu zic că nu o să le mai trebuiască. Dar asta o discutăm când facem proiectul de hotărâri pentru închirieri. Aici e declarat... Dar și închirierea se face tot în baza 14. O să fie o comisie care merge la fața locului, numărul de animale, să va vedea toate cu asta, aptele care le-a plăcut din medicul veterinar, nu o să fie ca noi. Eu sunt un fermier, că îi dă 100 de euro pe hectar, nu înseamnă, să le lăsă pajăște. Da. Da. Ce spui de asta? Păi ce spui? De acord? Nu, că de acord. Nu ai voie să zici că e peste. Hai, domnule, sunt alte politici ale Uniunii Europene. Acela se odihnește, se încarcă în azot. Sunt lucruri care nu-i depășesc. Cum se depășească, domnule, dacă ai teren de calitatea întâi? Îți dă 14-15 toni de pe urmă la pe care ai făcut cartarea solului respectiv? Păi este că acela care lucrează pământul și ala e de-a întâia. Am discutat cu persoana care e documentată. Ascultă-o un pic. Dacă pământul e de-a întâia, de-a doua, de-a asta, a cincea, e funcții de cartare. O făcut cineva cartarea solului aici? Nu. Păi că în momentul când l-o băga la categoria întâia, au fost în lucru. Da, mulțumim. Pune la vot. Da, pune la vot. Dar concluzia n-am tras-o. Dar concluzie e domnul Gomez, am spus. Ha, cine este de acord? Nu, dar n-am înțeles. Ce cu domnul Gomez? Concluzia, domnule, te sută. Împotrivă? Abține? Da.
punctul 5 pe ordine de zi. Dacă e o dată privind... Nu, nu, asta e la că mai ai căruși să ridicăm. Nu mai e pravdă. De rândâie și rândâie între mine. Suportul ai țin... Știi ce vreau să spun? Știi ce vreau să spun? Ce vreau să spun? În urma discuțiilor, tu tragi concluzia ultimul la urmă. Proiectul de ordine privind asigurarea suportului IT în ideile organizării și dezvoltării sistemului de control intern prin intermediul platformei soluții ESC. Cum a manifestat dorința să înscrie la cuvânt domnul Părescu? Da. Deci înainte de a vorbi, domnul Părescu, dați-mi voi să vă zic eu, că au venit vreo 3-4 firme care deci au dat disponibilitatea să participe la acest proiect. Noi suntem înscriși, după cum știți, la Asociația Comunilor din România, care ne asigură, între altele, și auditul intern. Și au propus și ăsta, domnul Boliu, înainte vorbisem cu domnul Florescu și spunea că valoarea e prea mare. Deci asta am pus în discuția dumneavoastră pentru propunere. Ăsta, eu joi mă duc la ședința Asociației Comunilor de România să mă duc cu ceea ce propuneți dumneavoastră și cu ăsta. Da. Deci asta este treaba. În continuare vreau să vă zic că, nu știu dacă ați văzut, sunt niște facilități, dacă noi plătim la începutul anului toate datoriile care le avem către acord, adică ce avem noi, contribuția aia și pe asta, avem reduceri la celelalte facilități, adică intermenere geabă și ăsta, cum se cheamă, deci controlul intermanagerial, da, procedurile verifică. Da, și avem iar al doilea. Nu știu. Al doilea cu monitorul oficial. Monitorul oficial local. Deci, dacă știți, în ăsta a apărut monitorul oficial local, care trebuie făcut electronic și tot de către o firmă care se ocupe de așa ceva. Dumneavoastră stabiliți, dacă sunteți de acord cu prețul, dacă nu propuneți, am înțeles că ați consultat și alte primării, și venim, consultăm prețurile, noi, eu mă duc la domnii joi sau vineri, le explic ce o hotărâ Consiliul Local, dacă este de acord, vor executa, dacă nu vom contacta altă firmă. Da, dacă vor domnii consilieri să uite un picuț acolo la sumii, deci la proiectul ăsta prim care îl avem cu soluția ESCIM, pe pagina a doua, unde scrie Consiliul Local al Comunului Valea Seacă, județul Iași, adoptă prezenta hotărâre. La articolul 2, o spune acolo punctul 2 la articolul 2, cotizația, sunt mai multe, cotizația lunară de 300 de lei, da. Pe lângă cotizația lunară de 300 de lei. La, numai la ăsta, la schimb? Vorbim numai de primul, de mentenanță. Spune așa, e o cotizație lunară. În care ei urmează să ne asigure? Nu știu, cotizați, cred că un fel de abonament. Da. Pe lângă abonament, adică, de fapt, care este lucru care mă interesează? Plătim așa, cotizația lunară. Cotizația lunară care plătim la Asociația Comunilor din România are pe total an. Da. Pe urmă, mentenanța. Da. Pe lângă mentenanță, consultanță, suport tehnic. Și pe lângă toate astea, alte costuri conform articolul 11 și 12 din acordul cadru din anex. Aici alte costuri nu le știu. Și valoarea 7100. 7100 de lei, nu mai spun că există și configurarea modulilor. Poți să dai între 6 de ori? Da. Am calculat eu o sumă totală de vreo 10 milioane numai pe lună. Toate taxele astea, toate 3 tipuri de plăți, plus configurarea modulilor. O consider sumă mare, clar, nu știu. Văd că... Da, nu știu dacă domnul președinte a observat, dar din ședință se poate pleca așa oricum? O pleca grupul liberal. Suntem majoritari, nu-i problemă. Adică, dacă vreau să mă duc la baie, trebuie să încerc voi la dumneavoastră. Ce nu voi și am văzut. N-am văzut. Dacă nu l-o cedați, să vă dea să vedeți, nu vreau să vedeți afară data viitoare, luați un pic de lapte, că e mai larg de la bursc. Pinsemne. Nu, Pietric? Da. Să vă jeru voie pinsemne. Da, eu propun sumele astea să se ducă, să se încerce o negociere cu 50% din fiecare. Ați notat propunerea? Deci și la consultanță, și la
moduli cu platformă care e 7140, adică 71 milioane, la fiecare aș propun să duc o negociere cu 50% din fiecare sumă la proiectul, dar fiindcă din ce am consultat și eu legat de alte autorități locale, am văzut sumii. Vă spuneți că iau o hotărâre acolo. Astea sunt. Cine vrea să le respecte? Deci cu ei nu se poate negocia. Cine nu vrea să le respecte, nu sunt ei în asociație. Noi suntem înscriși. Dacă nu se respecte, poți să trage. Sau după termină. Ce se pierde aici? Astea sunt obligatorii, trebuiau de 4 luni de zile, sigur lucrul ăsta. Vă informez că celelalte firme care au fost contactate, domnul consilier, am fost consultat celelalte firme, prețul este mult mai mare ca asta. Eu am găsit sume mai mici, pot să vă și liste. O să eu o să încerc joi să negociez cu ei, dar trebuie să ne dați aprobarea ca să știm dacă... Suntem de acord sau nu, că e ședința pe țară. Eu am făcut-o propunere. Domnul primar, adică nu amestecăm merii cu perii. Da, nu amestec. Faptul că suntem înscriși în Asociația Comunilor, asta nu ne obligă cu nimic să facem lucruri care și ei la rândul lor le contractează. Cu alte primii. Deci nu Asociația Comunilor este proprietarul softului care face treaba asta. Nu, el a făcut un contract cu o firmă care se ocupă. Iar asta nu mă implică pe mine că noi suntem în alte proiecte cu Asociația Comunilor. Privind organizarea, privind bugetele, privind și altceva. Deci nu ne băgați sula în coasă, adică, să folosesc un discipul de amatare, adică, ne băgați sula în coasă, dacă nu vedeți asta, nu mai suntem. Ba, suntem acolo. Adică, argumentul, domnul secretar, adică, domnul secretar, dumneata, ești sigur că argumentul de care vorbești este plauzibil, fezabil, adică clar, ei ne spun niște sume, dacă nu vrem să le aprobăm, nu se scoate din... Adică mie mi se pare că ei fac un fel de bișniță cu contractele astea, între ghilimele. Da, așa este. Nu nicio problemă. Ni propun, adică cum noi înghițăm sumele astea așa... Dar să nu vină, dar să nu vină. Dom'le, dar asta ce înseamnă? Dacă nu... Asta mergem în consiliu de administrație și o spre aprobare. Nu, că el a spune că sunt altul. Nu, sunt comunii care au făcut cu Peter Manu și dat-o cu apă. Sunt obligat nimeni să înscrii la asociație, nu sunt stai, dar asta mă refer. Domnul secretar, deci, contractarea unor servicii care vin pe lângă contractul de bază, nu ne obligă pe noi să... Domnule, dar, deci... Asociația Comunilor nu înseamnă doar unul. Nu, domnule, acolo știm, hai domnule, că nu confundăm punctul. Bun, acum eu te întreb așa, bun, ne-a dat voi că noi trebuie să înghițim tot comunicării gata. Nu, că altfel nu mai discutim. Scuze-mă, așa. În concluzie, atunci acorul, nicieri să facem contractele astea, dar acorul când a făcut auditul intern la noi, o venit să ne prezinte sau să ceară sau să fac un raport, băi, legat de... referatul final sau legat de procesul verbal al auditului din chieri? Este raport. Procesul verbal, frumos. Este raport. Nu, dar e dezastros. Dar nu vorbesc de aia. Nu vorbesc de auditul intern. Și, de exemplu, auditul ăsta intern... A fost registru agricol. Ce activități au fost? Ce activități au fost auditate? Registru agricol, taxe și impozite. Acum urmează... Suma știu că am aprobat-o. Acum urmează de încoace asistență socială și contabilitate. Deci, la taxă și impozite am ieșit cel mai prost. Și ei au venit... Nu se colectează, nu se... Dacă noi nu știm, pentru că noi nu avem parte să aflăm și noi odată și comandăm, ci, adică dăm banii prin Consiliul Local, banii prin CISA, primării, din bugetul local, dăm banii pentru un proiect privind auditul ăsta, ar trebui rezultatul să ne fie pus și nu pus. Aflăm pe surs, așa știi. Trebuie să vedem dacă avem... Deci este dezastros la taxă și impozite, domnul Florescu. Da, păi uitați că eu pun în discuție situația asta. Păcat că, na... Bine, la taxe și impozite... Dar nu-i divină salariația. Sistemul întreg, știi? La taxe și impozite, ne puteți spune nouă ce e dezastros. Dar nu știu... Dar faptul că n-ați fost atent acolo, faptul că în luna, sfârșitul noiembrie suntem acum și nu am încăsat nici 50% din ce-ar fi trebuit pe anul ăsta? Și nu mai pui că se prognozează o sumă
și procentul din suma prognozată e foarte mic. Deci la sfârșitul anului, atunci mai avem o luni de zile și mai avem din casa vreo 5-6 miliarde. Deci cel mai mult în ultimii 10 ani au fost între 60 și 65%, așa e, domnul secretar, în casările anuale. În casări? În casările anuale, pe tot. Să faci o prognoză. În ultimii 10 ani. Deci să faci o estimare. Da. Nouă ne spune, nu din estimarea de la începutul anului, doamna Felicia Suma. Deci, aia ne spune din procentul din suma finală. Deci, păi, noi ne-am propus atâta și la bugetul local s-au încasat atâta. Din ce s-au încasat? Sunt foarte mulți care nu au venit de aia. Știm, domnule, doamne, fiecare noi... Dar nu acuzăm pe nimeni. Ne uităm la televizor și mă vorbesc ăștia de un deficit de 4% și de sperii lume. Ei, din calculele alea, la nivelul localității noastre, eu sunt deficit de 30%. Una ne propunem și alta... Ei, dar noi avem posibilitatea să am observat că tot timpul ne ascundem, ne ascundem după, lasă că acum un an a fost și mai rău, lasă că la Covas la sunt alții și mai... Care nu știu, ne ascundem în spatele rău, știi? Nu, dar auziți, lungim discuția. Deci, acolo vrea să ne ofere servicii, consider că sumele totuși sunt piperate. Doi, în spatele a 10-11 milioane pe lună, plus vreo... ce este cu configurarea modulilor, vreo 70 ceva de milioane, adică la facem o medie așa, vreo 13 milioane pe lună, așa, noi contractăm... Bani vechi. Bani vechi. Noi contractăm serviciul ăsta, soluțiile ieșim. Asta este se referă la serviciul ăsta de control intern managerial. Deci vorbim de ce? De performanță. Performanța și calitatea actului administrativ este în concordanță sau găsim îmbunătățiri în banii care investim? Foarte bine. Pentru că ăștia când au făcut controlul intermenegerial, adică și auditul intern, auditul care au venit cu un proces verbal de constatare în care taxe și impozite și registrul agricol au luat măsurile de rezolvarea problemelor care le-au găsit. La registrul agricol s-au înregistrat și domnul secretar a umblat prin comună pentru că este o comisie formată pentru recuperarea sumelor de bani de la cetățenii care au construcții și nu au autorizații, au venit majoritatea, deci s-au înscris în registrul agricol, iar de la registrul agricol au plecat pe taxe și impozite. Taxe și impozite. Cum vedeți noastră, e normal ca o construcție, tu nu mi-o recunoști că la autorizații, dar în același timp am obligativitatea să plătesc pe ea. Ori îmi dai autorizații de construcții, ori nu lua bani pe dânsa. Domnul Cristian, dați voi. Deci, domnul primar, eu vă dau voi, numai o secundă cu... Deci, pe lângă obligativitatea ca să păstrăm acele pajești ca la 1 ianuarie 2017, nu mă las să termin. Matale ești chitit pe altceva. Matale, da. Din tabularea, avem obligația până în 2022, din tabularea, România mai are o obligație. Alo. Cu regionalizarea. Suntem la va veni, Ponta tot mai spune pe aici, pe acolo, dar veni vremea, când vom intra la acea regionalizare. Regionalizare ce înseamnă? O altă organizare administrativ-teritorială. Dacă noi nu luăm atitudine, acum ne înghiti un tătăruș, ne înghiti pentru că nu știm să ne administrăm, așa este? Da, da. Deci dacă nu... Trebuie să schimbăm atitudinea, pentru că dacă suntem tot perdanți. Ori. S-au rezolvat problemele și se rezolvă în continuare din ceea ce spuneți dumneavoastră. Și cu pajă, știi, pentru cei interesați, și cu legea 86 care prevede acum și intabularea terenurilor cu carte funciară, cu absolut tot. Este, domnul secretar? Deci părerea mea personală vreau să mi-o mențin. Eu, din cum mă raportez, din cum relaționez, din cum văd că relaționează populația, din plus valoarea pe care o ar aduce-o aparatul de specialitate comune astea, raportul dintre costul unor servicii de genul foarte sofisticate, procedurale implementate și câștigul nostru, beneficiu, nu se justifică. Clar că știți ce facem noi acum, vă spun cu ișleau. Domnul secretar, dumneavoastră știți să folosiți telefonul ăsta? Nu. Și atunci la ce vă trebuie? Ieșim? Sau că așa e la modă? Sau că normal că... Dumneavoastră știți să folosiți. Nu este la modă, dar este obligatoriu.
La nivel de instituție este obligatoriu. Da, dar știți cum, să știți că... Le cere de vreo oameni de zile așa ceva, să avea... Bun, dar și cum îl... Deci, bun, să estimul ăsta. Păi, hai să mai plătim încă ceva, dacă tot plătim. Dom'le, să facă și cu o leagă de pregătire cu personalul pe partea asta, că vă spun eu că procedurile, deci, vă, dacă eu atunci... Dar nu a fost pe ce, nu a fost pe... Scuzați-vă. A fost pe mă plajă. Aici e salvat. Hai la mine. Dar, mă tare, dacă faci o ședință și nu-și atinge scopul, unde te duci după ședința de Consiliu? La bun. Nu, dar nu, unde te duci? Te duci și te relaxezi la domnul Agafiții că nu-și atins scop. Așa și ăla au fost la cursuri, nu știu, ăștia se duc de așa. Problema că la Agafiții se duci și fi banii lui și ăștia vin fi banii lui. Banii lui, așa-i fi banii lui. Nu mai vine acum? Să vii și rușurii dacă nu mă mai duci. Noi când eram pe la parchez, bătă ne adunam, eram toată lumea. Acolo era pe comisii. Scuzați-vă, haideți că să știți că e important pentru toată lumea chestia. Eu am intrat și eu pe platforma eSCIM, este adresa, unde când am avut anexa, am citit, sunt multe lucruri benefici, proceduri gârlă, dar vă spun că dacă întreb, și iarăși angajat eu super pe mine, chiar și pe doamna asta juristă, care tocmai, această juristă, care tocmai... Răspunde de așa. Da, care tocmai exact, mi-a spus diversii că noi suntem răi cu dânsa. Dacă ea mi-ar spune așa, că știți, ei nu facem cum vă cu Viorica Dăncilă cu Pierre Pătrat. Viorica, dar dacă aș... Viorica... Lasă-mă că dacă aș întreba-o, domnule, dacă aș întreba-o să-mi spun așa, definiția controlul intern, managerial intern sau auditul public, vă spun că nu spun. Nu știi. În concluzie, lași și le implementăm, că să cer. Haideți cu costuri mai mici. Dacă ne ajutați și găsiți măcar 60% din costurile astea, mai negociați contractul ăsta, dacă nu mai stăm așa fără ele. Să vedem când ne dă acord afară din România. Nu e problema de acord aici, domnule. Nu acord. Acordul s-a oferit să ne facă treburile. Poți să ne facă și alte chestii. Eu sunt pentru modernizare. Deci sunt pentru performanță. Pentru astfel de sistem. Dar sistemele astea, domnule, pe scumpi, dar la cine le aplici? Aparatul din primărie, deci, doamne, nu vreau să spun. Informatizarea este un lucru care nu putem evita, vine peste noi. Problema e dacă avem alte priorități, nu? Asta e o mare prioritate. Acum 3-4 luni, de zi, vorbea imediat cu paza rezolvat prin niște camere. Pe cameri de luat în vedere. Unii sunt cameri de luat în vedere la Crotsul. Trebuie în serviciu, nu? Alte prioritizări, nu? Au venit trei firme. Acum găsesc o firmă care... Unde sunt camerele ca să... Păi, dar așteptăm, măi, nu poate bani. Iar vei și mai ei, că n-ai făcut ăsta, n-ai băgat pe SIAP, n-ai băgat pe... Ori vreți să respectăm legea, ori ne împinizăm cameră, fă-n cameră. Eu, Duneva, iar trebuie rectificare. Trebuie rectificare, trebuie banii puși la locul lor, noi am propus camere, dar... Deci nu sunt bani pentru care? O să fie, dar... Nu om de acolo, de la peticelul de asfalt, deci... Alea trei porti de la Radu, de la poartă, li băgăm în camere. Sunt de acord, numai una la alo, sunt de acord și vă să vedeți că se plătească și piepicile astea de asfalt, vă să plătească și camerele și tot, dar trebuie să avem... Totul se face până la urmă. Ce nu se face, rămâne pe ceilalți care vor veni. Că trebuie să plătească și cei care vor veni, nu numai noi. Da. Deci cu SIM-ul rămâne în ăsta la altă. Votăm, votăm dacă... Votăm, vă lăsă la cea. Da. Avem local. Mai vrea cineva să-mi scrie la cuvânt? Nu știu. Să punem la vot. Cine este? Pentru. Da, da. Vreau amendament. Am un amendament. Uite, nu pun 50%, dar colegi. 70%. Da, domnule. Cum? 70% din toate sumele. Deci să negocieze până în 70% din toate. Să negocieze. Iar fonda cu toate femeile. Ca și cum noi votăm. Pune și tu un 30, 70 nu. Nu. 30, 70 rămână. Să fim înțeleși. Nu, eu da, haideți să vedem cu monitorul. Cine este de acord să votăm? Cu amendamentul propus de... Nu știu... Potrivă? Abțineri? Păi de acord cu amendamentul. Acum cine este de acord cu proiectul și cu amendamentul? Amendamentul? Încă o dată, ne place cu amendamentul. Păi da. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre? Vedeți, domnul secretar, e procedural. Sunteți foarte procedural. Împotrivă? Deci niciodată nu îți folosim mijloacele astea care le cumpărăm de bani mulți. Am cumpărat calculatoare. Au venit laptopuri care stau acasă la salariați.
Și dumneavoastră vreți să implementați programe, cu cine vreți să implementați? Foarte cu cei care vor veni, trebuie să-și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind... Care să fie măsură să-l folosați. Asigurarea suportului IT, vederea cu organizării monitor oficial local în format electronic. Dăm cuvântul inițiatorul proiectului să ne explice despre ce. Bun, asta vreau și eu să întreb. Vreau până acum monitorul oficial. Deci era venea în format scrisul. Acum e vorba să-l avem în format electronic. Bineînțeles că tot de la acord o venim de această. Și-l avem și scris? Da. Îl plătim și scris? Este un contract. Este un contract. Cât costă contractul anual? Domnul secretar, nu să știți, când să vă ocupați cu monitorul? Nu face el achiziție. Nu, dar deci, nu poate dar răspunde. Răspunde. Eu nu știu cât costă. Dar nu scrie în ăsta ce... Nu, contractul cu monitorul oficial. Costă acum monitorul oficial vechi. Cât ne costă? Monitorul oficial cât plătim în la monitorul oficial? Aici nu-i vorba de monitorul oficial cu legi. Nu cu legi. Ăsta e monitorul oficial local. Omul e... Așa. Administrare și localizare. Monitorul legi. Da, bine, bunica, nu vreau mult. Aaa, bine, domnule. Deci nu-i vorba de monitorul oficial care... Al României. Nu. Un monitor al nostru local. Să obiețeam că trebuie să ne explicați. Domnule, pentru asta sunt de acord. Și acolo o să apară declarația dacă dăm banii ăștia. Uite, peste 3 luni o să plăsesc. Tot. Tot. Dar înainte de a ajunge monitorul oficial local, o să vedem cu domnul consilier la ce v-am prezentat asta în legătură cu site-ul primăriei. Vă apărea și cu site-ul primăriei lunar tot. Și ședința de astăzi, și salariile salariaților, și a noastră, și a lucrării, tot ce este depus pe site, se va pune pe site. Și măsurile care pentru împotriva angajaților care... Da, nu, de ce nu? Dar dacă cere, punem tot ce avem de pierdut la afacerea asta. Eu salariul care l-am făcut eu... Atunci vezi transparență totală. Dar totală transparență. De ce dacă avem site-ul ăsta și e administrat de domnul Frumușanu de 3-4 ani, e administrat site-ul. Acum l-am îmbunătățit. O să vedem tot ce se întâmplă la școli și la absolutul. Să citească toate lucrurile. Domnul Pintele, vrea să scrie la cuvânt? Da. Bagă-ne. Suntem de acord. Domnul Gomei, proiect. Sunt de acord. Sunteți de acord, da? Da. Bun. Și cu suma de data. Cine este de acord cu proiectul 6? Trebuie să-l supui la vot la întregul. Două proiecte diferite. Reține? Fost cu dedicație specială. Problemele diferite s-au dezbătut. Acum organizarea organizarea rețelei școlare în testilor de învățământ, perioada comunii Valea Seacă de Iași, pentru anul școlar 2020. S-au adus la cunoștință. Da, dar am avut discuții la început. Uite, doamna juristă, iarăși nu m-a lămurit, să-mi fac o interpretare pe legii. Da, asta ar fi am una, dar... Am înțeles că o grădiniță de la Clănțăști... Nu apare aici. Cum nu apare aici? Nu mă e. Nu apare, pe asta am început. Pare că număr de ele. La număr de ele. Dar eu, omule, tu ne-ai înțeles că ți-ai înțat tot acum la domnule Seac? Asta ne-ai înțeles și acum? Dar asta e trianul, da, școala gimnazială, structura Conțești, e scris. Nu se poate, deci grădinița programului pentru că la școală sunt grupii compacte. Dom'le, stați o leagă. Nu e școlară. Nu e grădinița cu program Conțești. Da, eu o găsesc, domnule. Eu, tocmai, eu v-am spus așa, să vă uitați că ați primit toți adresa de la inspectoratul școlar. Dați o foaie înainte de tabelul ăsta. Deci înainte de tabelul ăsta, da, vreți să spun. Înainte de tabelul ăsta este foaia cu acea hotărâre, proiect de hotărâre cu care eu mă încontrez cu domnul secretar. Pe ce am primit astăzi? Nu, domnule, lasă asta. Uite aici. Deci ai proiectul de hotărâre legat de organizarea organelor, care eu am zis că nu e proiect de hotărâre pentru organizarea organelor, și proiectul vechi prin planul de școlarizare. Și acolo scrie hotărăște, noi culmea, Nicezul hotărăște să discutăm la diverse. Și o scrie, grăița cu programul normal, Conțești. Eu vine citesc. Școala gimnazială Valea Seacă cu substructuri. Restul substructuri. Școala gimnazială Valea Seacă, grădiniță cu program normal Valea Seacă. Școala gimnazială Topini, grădiniță cu program normal Topini. Școala gimnazială Conțești, grădiniță cu program normal Conțești. Aici noi hotărăm. Eu le o văd aici prezent. Ei, de poți să găbat în tabelul ăla, dar ea este aici. Deci eu văd. Tabelul ăsta, deci după cât ești cu eu, mi se aduce la cunoștință așa ceva,
se va trimite la inspectoratul școlar, inspectoratul școlar va trimite către de un aviz de principiu și după aia se hotărăște... Deci dumneavoastră trimite la inspectorat solicitarea pentru emiterea avizului conform. Da. Solicitarea se face conform, conform la ce? Documentelor la care au venit de la școală. Bun. Dar, din nou, intru din nou în polemică. Domnul secretar, lămuriți-mă. Ai pus un proiect de hotărâri pe care le-ai vizat legalitate. Îl votăm sau nu? Deocamdată nu-l votăm. Nu-l votați, domnule. Aici și hotărăști. Deocamdată nu-l votăm. Nu-l votați. Deci, s-a adus la cunoștință, poate mai aveți ceva amendamente. Un amendament. Și din amendament ce faci cu el? Amendamente doar dacă intră... Ăsta-i numărul de acest proiect trebuie refăcut în sensul că ai cine știe școala gimnazială Valea Seacă, trebuie că duci în numărul de elevi, cu toate cu primul și tabel în spate. Așa. Nu ne scrie grădinița în Valea Seacă, școala copilului, deci, iar școala grădinița conțe și asta trebuie scoase pentru că nu mai există. Pentru că noi, proiectul l-am inițiat pe 8 a 11, am trimis adresa care o am la dosar, iar dumnealor ne-a răspuns pe data de 19 a 11. Deci l-am inițiat proiectul, dar dumnealor eu nu văd o legătură. Dacă aveam tabelul, treceam direct în... Da, și nu puteați să, mă, să faceți o altă hârtie, acum aș ne duce nou la... Nu, o să faceți din nou. Bine, o să faceți și când îl mai aprobăm. Domnul secretar, vă rog să notați acolo. Haideți să înțeleagă toată lumea, până și eu. Deci, mi se face o adresă către Consiliul Local. Da? Consiliul Local, cum se exprimă? Prin vot, prin proiect de hotărâri, da? Deci, nu s-a făcut o adresă către Consiliul Local. Cum ne putem noi exprima în fața altor autorități? Pentru un proiect de hotărâri, cum vot, care este colectiv organul. Deci, acum nu puteți lua hotărâri. Acum, la cunoștință. Ce spune inspectoratul? Deci noi am luat la cunoștință de ceea ce spune inspectoratul. Luăm la cunoștință de ceea ce spune ce-o trimis școala și urmează să avem proiect. Urmează a trimite la Iași, la inspectorat. Inspectoratul ne trimite înapoi documentația când avem... Să înțelegi proiectul ăsta cu numărul ăsta care este acum. Cică, îl retragem, îl anulăm. Bine, dar îl anulăm, domnule. Haideți, domnul, anulăm, da? Dar nu-i pe ordinea de zi, domnule. Ba da, este pe ordinea de zi. Nu, că l-au fost la probleme cu el. La probleme cu el. Ei, ne-ați vrut să arătați cu el. La probleme cu el. Dar știți ce întâmplă la urmă, spuneți că noi iar nu v-am adus. Domnule președinte, mai am o adresă aici, adresa 627, din lună școala asta, Consiliul de Administrație, prin care ne solicită retragerea membrilor care are Consiliul Local din Consiliul de Administrație a Școlii. Da, unde scrie? Unde scrie? În adresa 627. Dați-o la specificație. Dați-o la specificație. Nu trebuie să votăm, trebuie să doar ca informare acum. Ne trage la următoare, da? Pentru că nu mai sunt materiale. Am înțeles de schimbare. Deci nu am luat la cunoștință niciun proiect de hotărâre, da? Am luat doar de adresa de la... Adresa de la... Dacă avem un proiect de hotărâri, trebuie să ne exprimăm. Scuze-mă, care domnul Roman s-a exprimat și scris și în procesul de bal, că mulți din documente, noi aprobăm una și dumneavoastră trimiteți alta. În solicitarea asta, vă rugăm chiar să respectați... Bun, și dacă ai spune și clar, care consemnați în procesul verbal. Deci noi ce trebuie să facem? Să trimitem la inspectorat? Anulăm proiectul de hotărâri așa cum este el acum, noi, prin vot. Ce trimitem la inspectorat? Nu trimitem proiect de hotărâri, nu solicitarea în baza hotărârii. Nu, domnule, proiect de hotărâri nu trimitem, că nu-l votăm. Dacă noi nu votăm, nu ne-am exprimat în vot. Unii voința noastră. Da. Deci, cum trimiteți dumneavoastră, vedeți că scrie către Consiliul Local. Cum trimiteți actul de autoritate a Consiliului Local? Nu? În urma adresei făcute de către școală, cu numărul de elevi. Eu, domnule, noi facem către ei.
face către ei să le dea... Domnul președinte, nu suntem de acord, adică anulăm proiectul de hotărâre. Nu suntem de acord cu el. În concluzie, votați. Cifra asta, până la urmă, nu și-o asupra Consiliul Local. Cu toate că ea este ireală. Votați. Deci votați că anulați proiectul ăsta și noi nu-l trimitem la inspectorat. Dar domnule, cum să trimiți un proiect care nu-i dezbătut? Nu, nu-l trimitem. Votați. Domnul, lăsați un pic. Și nu trimite nimic. Cum ar suna adresa pe care dumneavoastră să o trimite la inspectorat? Vă înaintăm la proiectul și adresa școlii. Școli. Atât. Care proiect? Nu proiect, dar care proiect? Proiectul ăsta. Dar dacă tu spus că a spus că nu-l votăm... Dacă nu-l votați, atunci trimitem adresa. Întrucât proiectul a fost anulat de Consiliul Local. Da, Aiolea, că dar ai spus că să trimitem informarea și tabelă. Informarea către Consiliul Local. Care informare? Asta. Dar este informare de din moment ce se pune la nu este informare? Dacă scrie să vă trimite, este domnul Fulescu, vă trimitem informare. Domnul secretar, ați cam întors-o, dar nu contează. Nu, dar oricum... Domnul Florin, așa este bine? Da, noi trebuie să luăm o măsură cu acest proiect. E la mâna noastră. Da? Nu, dar spune că l-au pus la probleme curente. Dar noi nu o punem la treaba. Asta a fost o informare. Dumneavoastră aveți posibilitatea să întocmiți un proiect de hotărâri, da? Însemnați 5 consilieri. Vai și nu toți care plăiești. Dar nu v-am tot, domnule, și acel proiect... E în râs. Facem o comisie. Da. Aș ruga reprezentanții Consiliului Local și chiar reprezentantul primarului la prima ședință care o aveți la școli să propuneți ca să ne trimită un tabel cu educatori, copii, grădinițe, copii 1-4, copii 1-8, cu învățători profesori, dirigenți, da? Și aveam anul ăsta repartizat către 15 lei de copil ca să putem să facem adresă și trimitem pachetele pentru copii. Deci, uitați, trimite solicitarea pentru o să facem date și obiceiuri, dar o să facem școala separat să primărie pentru că nu mai avem bani. Ca să mai consolidăm. Domnul Jorescu, dacă noi avem altceva de spus, facem noi o solicitare către inspectorat. Primăria face separat, dar suntem dacă o să facem. Păi dacă atâta timpul ni se ne-a adresat nouă... Dimineața să vină copiii... Dar nu sponsorizează vicile? Primăria? În atenția domnului primar! Să participi ca invitați la primăria. Ce trebuie să faci? Vă fac la adresă? Nu, 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 dacă faci adresa lui Maria. Faci, dar nu trebuie să faci. Trebuie să spun că în bază, simplu, nu mai pune pe rost. În bază și în zării consumului. Vă informăm, la școală. Adresa școlii. A dezbaterilor, acestor informări din Consiliul Local, trimite-mi solicitare, și gata. Și informezi inspectoratul cu numărul de elevi fiecare școală. Și prin faptul că și Consiliul Local a luat la cunoștință acest număr. Și noi am dat la cunoștință. Asta nu trebuie supus la fel, doar nu. Eventual să specifice proiectul. Să specifice proiectul. Nu s-o lua la cunoștință și am dezbătut lucrurile. Nu sunteți de acord, dar trebuie să spun treaba cu 2000 de lei. Nu spus așa. Nu spus că nu ești de acord cu proiectul. În formă anulare ăsta, dar noi trimitem o adresă. Domnul, că nu lasă, domnule, să terminăm asta de asta e colată. Nu discutăm o problemă serioasă. Nu ești de acord. Mâine, băi, mâine, să dăm ceva la școală. Ai spus așa? Măi, cum poți să trimit un proiect la o altă instituție care noi ne-am pronunțat pe el? Așa am specificat și eu în procedură. Nu ești de acord și copilul. Nu sunt de acord. Nu sunt propunere din partea comunală. Domnul Florescu vine cu altă propunere. Sunteți de acord cu propunerea domnului Florescu? Care? În care să spui că noi am luat doar la cunoștință. Nu am aprobat. Am luat la cunoștință. Dar n-am spus că ați aprobat, domnule. Corect. Am luat la cunoștință informarea inspectoratului și informarea școlii. Și fără proiectul de hotărâri. Ce se trimesc lui proiectul de hotărâri?
Dar doar nu lucru nu știți. Asta era și ideea, trebuie informat Consiliul Local. Da. Informare, n-are rost să trimitem proiect de hotărâre la... la inspectorat, el nu se spală cu de capere. După ce ne vine aprobarea de la inspectorat, trebuie făcut un proiect de hotărâre discutat. Da, domnule, așa e. Și ăsta e consultativ, tot ce vorbim. Da, domnule, după lege, da, așa e. Bun. Mai sunt ceva probleme? Nu. Mulțumim din partea clară. Clar, are sens.